Cușnir sau Emilian Grețu? Tu îți vei ceac să <laughs> le cutiști. Alege pe <laughs> Eu nu special. <laughs> strategic, tu strategic să si te aleg pe tine. Tu mi-ești de procem din trend dam balanș, vădim cușnir, l-ai pe cușnir. Asta e legerea ta, nu Pentru că este tipaj. Ok, hai cușnir. <laughs> sau eu mulți de fie, uh, nu știu. Pe mine, caro, ce -o să mă doboare în comentarii, precis. Mm. Alege una din două. Așa. Cu cine ai accepta One Night Stand? Cu Igor Dodon sau cu Ivan Ciban? Și <laughs> <laughs> oh. si stai și la mine și si te întrebi cum de am ajuns eu așa? Și ei și vrei să știi tu despre asta. Ai să afli podcastul dat. Și ei și tu nu știi despre podcastul dat, e că eu am mai filmat un interviu exclusiv cu Daniela, special pentru oamenii care se interesează de popularitate. Da, popularitatea într-adevăr schimbă vieți, și o schimbă până într-atâta. Dar știți care e cel mai important moment? E că nimeni totul așa spune oamenii. Noi avem un produs, Insta Sprint să numește. Găsiți link în comentarii. Asta e un produs din 30 de exerciții, timp de o lună, în care tu zilnic primești exerciții și înveți să interacționezi cu audiența. Înveți să construiești propria comunitate. Produsul ăsta este axat pe trei frici. Frica de ce o să spună oamenii, frica de ieșec și frica de cameră cu atât mai mult produsul ăsta se formează să de două deprinderi. Deprinderea de a comunica cu audiența și deprinderea de a publica constant conținut. Clic pe linkul de mai jos, introduc codul NOTA2 și ai un preț super bun. Înscrie-te pentru că noi în curând începem. Superb! Superb! S-a întâlnit ca roci un lup și o vulpe. Sau lupoaică. Spune cum vrei. Vedem după. <laughs> Vedem după, da Ok, dar eu mi-am notat aici și niște chestii interesante De la care ați spornim. Deci, Daniela Ionaș 32.000 de urmăritori pe Instagram Și unul până astăzi 32.100 Numărul unu în vânzări pe social media Acolo scrie Nu mai și scris, cred că Pentru că era scris altceva, producător de cursuri Vreo 4-5 zile în urmă, da Cum vinzi cursuri fără Buget în reclamă. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Despre cursurile mele vorbesc toți. Uh -huh. Tu sunt cum să amplifică, da? Da, asta cum pui tu accentele, să <laughs> uh -huh. Între pe Google și scrii Daniela Iona, și apare site-ul care scrie primul portal de educație online. Uh -huh. Uh -huh. De unde te-ai luat? De unde m-am luat? <laughs> da. Cum uh, hai, hai, rând, da. de cu Eu, cate de mult, sunt pe aici. Așa, uh -huh. uh -huh. gen, eu analizam tot ce se întâmplă. Și în momentul oportun, eu, înarmat am intrat pe piață, hai să spunem așa. Cum te-ai înarmat? Cum am înarmat cu da. foarte mult research. Așa, lucru da. jurnalistic, într-un fel, da? Uh, Așa, pentru mine e prea mult spus jurnalistic, uh -huh. dar pentru mine o bună parte din tot ce fac eu, asta este research ca eu uh -huh. știu unde vin, cu cine eu vin, și ne pe piața și ce au ei mai bun, uh -huh. ce pot eu să ofer mai bun, știi? Și iată momentul ăsta înțelegi și, 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 nu ai tu, de exemplu, și ce pot să ofer eu. Uh -huh. Și iată așa vii. Dar eu sunt curios, dar ce ai identificat tu și nu au alții, de exemplu? Tu ai analizat... ești că tu ai făcut o analiză a competitorilor, cumva, da, da? analiză da, de piață. Da, fel. absolut, absolut. Um, hai să spunem așa În primul rând, la noi foarte mult lipsește unu, um, Transparența uh -huh. Dar foarte mult uh -huh. uh, Doi, la mână um, Pâlnele prin care lumea vinde uh -huh. Toți, practic, vând prin webinarii uh -huh. Ceea ce eu am zis că Așa, eu asta precis nu fac Și eu măr pe altă parte Și prin content, practic am fost prima care am început să vând Prin content și storytelling în Moldova uh -huh. Adică și la mine, asta a fost fișca Și l a prins foarte repede la public Așa că cam asta aș putea să identific. Nu, eu să vă în general adeptul la strategii de conținut și la content marketing mm, și da. de mult strigam gură mare că și care să abordeze strategiile este în serios, apoi în 2-3 ani poate să cucerească piața. Și mai repede, știi? Pentru că... Nu, da, Suntești... <laughs> tare, hai, reel acum au fost, mm -hmm. dar inițial vindem doar pe story, doar pe story, știi? Și asta au fost foarte... Nu pot să fac stories ca să am nu instagramabilă. Corect, trigger. <laughs> Bun. Zis, eu nu am zis că eu nu pot. Eu am dat exact ceea ce am nevoie. Da, înțeleg. uite Daniela, dar ce înseamnă numărul unu în vânzări pe social media? Curios. Tu, pur și simplu, eu o înțeleg ce înseamnă poziționare în piață. Da, dar, n interesant cum tu ai ajuns la fraza asta și cum ți-ai ajunge curaj să anunți așa ceva pe Instagram. Bine zis, asta este, un rând, pentru a mă poziționa. Asta unul la mână. Și doi la mână, din ce i-am analizat, mai bine ca mine să vândă pe story, eu nu știu, omul Moldova, Cu rezultatele pe care le-am, por rezultate. Da? Da, prin live-uri, da, prin webinare, da, prin un milion de bloggeri asta este altceva, dar prin story, eu nu știu pe altcineva care să vând mai bine, respectiv eu asta mi-am asumat-o când am scris Dar care să ar fi, pot poți anunța vreo sumă maximă încasată din stories? Uh -huh. Cel mai mult eu am vândut un curs în august pare 2022 am... tipa, Da, da, uh -huh. da. el așteptă în 8, noiembrie, dar în fine, uh -huh. Uh -huh. și unde a fost 70.000 de euro dintr-un flux de cursuri. Și cam câte storii s-a generat tu? Nu, măcar um, aproximativ, ca să putem face și cumva... Nu, hai să spunem așa, eu am încălzit undeva o lună. Deci eu înțeles. o lună am încălzit și după aia uh -huh. eu am vândut, de exemplu, 3 zile. Dar mm -hmm. eu, eu procesul întâi, că n-ar fi corect, e că eu am vândut în 24 de ore. Mm -hmm. Bullshit. Tu ai încălzit o lună de zile, știi? Adică mm -hmm. eu am încălzit publicul. Și plus, la cursurile online este așa o chestie, efect cumulativ adică să grămădești o bună parte din bază de la fluxurile anterioare uh -huh. și, respectiv, ele la mine deja sunt încălzite. Eu am o, o okay. bază pe care deja o folosesc. Dar uh, am avut foarte, foarte, foarte bune vânzări în luna aceea. Eu sunt curios. Tu, pur și simplu, cam zici că 30 de zile, nu? și am cu un mediu de vreo 15 stories pe zile, da? Sau tu uh, publici mai mult? Când și cum? Undeva 15. Uh -huh. Hai așa, mie un storytelling, eu vreau 7-8 stories, știi? Uh -huh. Și adică eu fac un storytelling bun și după aia eu îl mai împlu deja cu ceva introduceri, chestii. 450 de stories iesă. Luăm... Eu, pur și simplu, cu matematica, 70 de mii împărți la 450, iesă în medie 155 de euro pentru un stories. Adică, dacă stăm să analizăm... Și -a... Nu, uh -huh. Uh -huh. nu, dar pe efortul. Tu ai depui dipu... o lună efort în a genera conținut și așa. efortul ăsta să măsoară în unități de stories, știi? Acum iei toată suma încasată și o împarți la tăi numărul de stories și vezi cât costă de fapt efortul unui story cumva, care e randamentul dintre un stories și încasări. Asta e ce mi mai interesează. Eu, eu deloc nu calculez așa și uh -huh. nici nu prea de acord cu chestia asta. Uh -huh. Uh, pentru mine este important, să știi cum, eu, de exemplu, pot să fac un storytelling în 15 minute. Uh -huh. Eu văd timpul meu cât cost, știi? Adică cineva la început asta pot să iau o zi întreagă să fac, deși să-l de acum, dar eu așa le fac. Uh -huh. Și când eu știu tematica, durerea clientului și eu repede fac un storytelling din, nu știu, 10 stories sau 15, eu n-as calculez fiecare stories. Uh -huh. Adică eu o să iau, și că eu fac repede. Și fac stories? Eu îl fac foarte repede. Eu am, eu pot o istorie, da, uh -huh. ce și eu vreau ca tu să știi, eu pot trebui de să o împart de compunerea, știi? Mm -hmm. Merg invers mm -hmm. și eu adică pot să fac, le fac repede. Eu am idei și eu le, le pun foarte ușor. Dar cum ai învățat? -i? Hai că eu înțeleg tu asta spui în cursuri, da? Eu am să încerc cam să răscolesc alea din cursuri. Da, nu. <laughs> cum cre e ca secretul Danieli Ionaș pe stories, care? Dacă e într-un cuvânt, <laughs> într cuvânt. într o propoziție, într-o definiție, într-un citat, nu știu, într-o într teză. tezis, știi? Eu știu că e un insight. Exact. Toți exact. fișca. Da. Uh, hai așa. storytelling ul mele ies repede și uh -huh. eu le fac bine uh, pentru că eu am, de exemplu, 30 de dureri ale clientului pe lună. Uh -huh. Da? Eu analizez audiența tare, tare, minuțios. Uh -huh. Uh -huh. Eu am o durere pe zi. Eu durerea asta, mă gândesc, cum eu pot, prin prisma mea, să-ți arăt că tu, iată, poți rezolva problema X. Și eu durerea lui o decompun. Punctul. Pricol. Precoală, interesant. Vezi, în spatele la... Eu deși întreb asta pentru că îmi pare că în spatele oricărui format sau, nu știu, strategii uh -huh. de succes, stă o schemă tare simplă uh -huh. în mare parte, da? Tu acum cum ai spus, schema asta, dar deja când intrăm în detalii, acolo începe a apare Da, Multe, multe întrebări. Da, cât istorie publici, da, cum îți desfaci durerile dar și înseamnă să colectezi dureri, dar și... Caz știi ce am observat? Caz de, vă trebuie să-l faci. Nu, da, 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 de acord. Am noi vreau să intrăm și în zona de și predai tot la cursuri, dar înainte de asta, eu am observat că ultima perioadă am analizat stories-urile tale și faci și tu, ni tare îmi place cum tu asta faci, e Russian style, tare, e, e dureros, e, da. dar e și arogant. E de asta, știi? Eu o să ia ca aici? te-ai dus acolo ea și ai cumpărat un curs și s-ai rezolvat problemele și ca mine. Asta tu transmiți stilul așa asta? No chiar. <gânt> Nu chiar. nu? Nu chiar. Hai spune spunem perspectiva nu, no, ta. oamenii mă văd arogantă. Da. Până și elevii mei, care da. deja sunt curatori, sunt în echipa mea, uh îmi -huh. spun Daniela, eu de tine mă tem. Uh -huh. Deci, mai mare tot așa parte, elevii mei sunt uh, dar... Eu nu vreau să transmit ideea că e ca eu sunt vedetă și voi sunteți nu știu uh -huh. cum, știi? Uh, pur și Oare? simplu. Oare, nu? Asta este poziționare uh -huh. ca tu un pic ca să fie. Uh, nu ca idol, dar. La cineva la care te eu da da, tu. da, da, da. Uh -huh, autoritatea asta. Știi, uh -huh. pentru că lumea cumpără de la uh, cineva, uh, spre care el tinde. Sau rezultatele căruia el le vrea. Uhum. Adică și eu înțeleg că eu pentru și Că ei de la mine să cumpere, Eu trebuie să fiu un model Da. Și da. dacă ei rezonează cu mine și vor să fie ca mine e de la mine să cumpere, simplu Dacă vrei să-ți dezvolte și așa ideea să o închezi, Asta e modelul de În general marketingul foarte tare Să asamănă cu religia Și toate reperele dintr-o religie Pot fi aplicate și în marketing Dacă stai să te gândești Religia creează tradiții de consum, tradiții de comportament. Marketingul tot creează tradiții Correct. de comportament. În religie este un idol. În marketing tot trebuie da. să fie o personalitate, un brand, tonul vocii, filozofia e lui. E tonul da? vocii, da, e arogant. Aici sunt de acord. Ia, ok, minunat. Dacă în religii sunt, de exemplu, te iau cu mirosul, marketingul tot premiros, miros, mai ales în beauty sau în fashion, te iau în da. magazine, știi? Da, și o, o secundă, să nu uit cu religia, iată, în religie, în Biblie, da, când îți spune ceva, nu trebuie să faci un, doi, trei, e prin istorie. Și uhum. fac eu, prin storytelling eu asta știi? Da. Eu de multe ori am dat seama că te la un copil mic, gen, nu fă asta, nu fă asta, tu îi spui că așa se întâmplă cu tine, uite cum ai simți, uite cum că Matei au făcut, o căzut jos. Eu fac același lucru. Eu nu pot să-i explic lui, tu trebuie să faci stories, deși eu trebuie asta să fac. Uhum. Și când tu dai niște exemple concrete, totul e pe exemple și pe exemple reale. Trebuie să folosesc elevii, exemplele lor, nu știu, case-uri și așa mai departe. uh istorie, adică e cel mai lejer mod de a explica cuiva ceva. De a lua exemple reale. Absolut. Tu ai observat în piață, mai ales la specialiști, mai ales la și începători care vor să apară pe nu online, vizibil. Așa. Acum nu vorbim neapărat de Instagram, dar oricum, uh -huh. hai să rămânem la Instagram. Mulți se tem asta să facă. Să dai exemple? Observat, da, să dai exemple. Stim să nu ofenseze alți oameni. Te-ai primit feedback, v și vreodată negativ sau cineva. Te-a certat pentru faptul că tu folosești screenshot-urile, exemplu, din conversații, din replici, din comentarii. Da, mi a zis că nu trebuie să pui poza, uh -huh. asta a fost o singură dată și după care eu nu mai pun poza la nimeni. Uh -huh. uh, sau ei știu că eu deja fac așa și pot să-mi scriu, te rog să nu afișez. Aha. Poate să fi dar eu sunt foarte ok cu treaba asta, știi? Uh -huh. Pur și simplu, într-adevăr, eu înțeleg că este și cel mai bun instrument de comunicare, știi? Pentru că dacă eu vorbesc ca proasta monolog, până ziua și nu am niciun screen, nu am nicio conversație înapoi, asta nu este credibil. Asta oricine pot spune că eu sunt cei mai cei mai. Dar când eu arăt că este o conversație și un dialog, asta este alt, alt vibe. Tu mă înțelegi că acolo că e răspunde, tu știi? Și feedback am avut eu că eu răspund mereu la toți, știi? Eu singur răspund și noi vorbim și și wow, tu răspuns, de atât și lumea nu răspunde. Pentru mine a fost asta o descoperire, știi? Nu, asta e rezultatul la da, dar aroganta nu răspunde. Dar uh -huh. uite, eu răspund. Pentru uh -huh. că prima impresie pe dânsă e faptul că ești arogantă, după asta, dacă cineva aroganță îți răspunde, tu sunt la fel important. Doar ei toți încearcă cumva pe seama ta un pic tot să se afirme, știi? Uh -huh. Și știi cum? Da, da. Uite-te, dar ce fel de cursuri vin tu? E că eu am văzut un curs cu o denumire filosofie lansării, da? Da, asta este acum. Despre acuma. și asta. Despre cum să lansezi și să creez un curs online, un produs digital. Uh -huh. Pentru că eu asta, inginerii mie asta, îmi place și din, din 2019, când suntem șepute, producători, producători la ruște. Da. Și eu atunci trecusem foarte multe cursuri, dar eu nu mă simțeam drept să fac cursul ăsta. Și au trecut doi ani, când noi am vândut cursuri mici, mai ales prin Instagram, DSM, am de tot ce vrei, uh -huh. și după aia am înțeles cum eu pot să vând diferite cecuri, diferite produse, tripwire, produsul core uhum. product. Uhum. Și eu am înțeles cum asta pot să-l fac. Și am, după asta, după 2 ani, am zis că băi, gata, eu sunt pregătită să fac curs de lansare în, pentru cursuri online. Aici este o chestie și eu aș vrea să o citesc pentru că, mă rog, E vorba de o postare, e continuă și aici spunem noi, da? a lui Eugeniu Gerasimciuc. El e un marketer, eu îl cunosc de, de mult, eu dezvoltam social media în culis mm -hmm. l am interacționat. Acum cred că el e digital marketer sau social media manager la mult telecom. De pe Facebook, da? Da, da, da. Da, mm -hmm. citi Citit-o, da? Da, sigur. Da, deci ce și scrie aici? Ia că ți un plan de conținut și accesul la counter începi să lucrezi. Da, dar eu am terminat cursurile Daniel Ionaș. Mm -hmm. Bun, hai să-ți arăt cum. Mm -hmm. Care e replica ta la fraza asta? Specialiștii vezi că tind să iei în râs cursurile. Eu deschid un uh -huh. subiect interesant, dar mai întâi vreau replica ta să aud. Deci, pentru mine, unul la mână. Eu nu ți-am cine a spus, dar au zis că atunci când o să înceapă despre tine să facă memuri, uh -huh. tu ești pe calea cea dreaptă, știi? Și eu m-am enervat okay. că când am văzut chestia asta, în okay. primul rând. Uh -huh. Dar când am văzut că lumea îmi folosește numele în memuri și le postează, și eu am zis că eu sunt vizibilă. Uh -huh. Adică ce Adică și este foarte ok. Doi la mână, că el încearcă să i de ridere, eu am intrat pagina lui, acolo nu-i... E zero. Eu accept critic și, și eu aveam să intru în conversații dacă vrei să-mi spui tu asta, de exemplu. Uh -huh. Dar pentru mine părerea asta a fost așa, leac de apă, chiar o leagă de buleftazic. Da, uh -huh. să fac ceva, să primesc poate înapoi, nu știu. el poate aștepta de la mine vreo reacție cumva, știi? Adică... Nu vezi că acolo au râs mulți marketeri, au pus haha, adică asta e zona de specialiști și eu nu degeaba deschid subiectul ăsta, uh -huh. pentru că uh, următoarea întrebare. Tu consideri că cine are dreptul să facă un curs? Hai etă, așa spunem. Tu consideri că e obligatoriu să deții o expertiză super mare în curs sau nu? Uite, eu zic așa. Uh, poți să facă un curs, uh -huh. cel care, măcar de 4-5 ori, a repetat un rezultat și l-a făcut um, mai mare și uh -huh. mai mare, știi, uh -huh. în creștere. Dacă eu avem să fac un singur curs, nu ni i prima oară am făcut, da, uh -huh. am chemat influencer, nu știu cine mers. dar eu nu pot să repetă două ori rezultatul ăsta eu nu pot, tu n-ai să poți copia strategia pe care o te învăț. Uh -huh. Dacă eu timp de 2 ani de zile fac lucrul ăsta și să ajunge la 10.000 de mii de euro, atunci da, eu pot să o fac. Eu de 2 ani lucrul ăsta îl fac, știi? Și okay. cumva eu dau schema pe care tu poți să o repeți. Adică eu nu te pun pe tine să lucrezi cu toți de pe piață, pentru că tu poate nu ai mii de euro să investești cum am eu. Sau, nu știu, să faci ceva, wow. Strategia de content și și dau eu, el este super simplu de repetat. Și mie asta îmi place foarte mult și îmi pare foarte fair. Eu am aflat de tine, știi cum? cum? În grupul social media în culise, toate postările trec moderarea. Așa. Nu poți publici deodată, trebuie eu să le aprob. Și sunt fluxuri în care vin postări Salut, mă numesc cu tare, cu tare. Mm -hmm. Am trecut cursurile Daniel Ionaș. Eu caut de una altă. Mie mi-a plăcut în primul rând. Eu asta practic tare de mult n-am văzut în la noi în uh -huh. când în urma unui curs se întreprind acțiuni și că eu ne-am dat seama și faci tu din bag. Uh -huh. Tu împachetezi oamenii și ei încep să-și caute clienți. Evident, da. asta e normal, da? Dar iată, eu așa am aflat. Eu o dată, Daniela, a doua, zic, cine n de unde vin? Încă una, încă o buzu sau cum o cheamă. Dar eu n-am trecut la mine nimic. Ce înseamnă <laughs> da, <nu>, asta? <laughs> nu, eu, voi sunteți mult care faceți cursuri. Ce <laughs> înseamnă? Voi sunteți mult, vadim. <laughs>

Dar și înveți tot? Și înseamnă nefiind din sta vedet. Deci, că nu ești din sta Nu, Eu nu sunt, Așa. pentru că eu mă compar cu alții Dar pentru toți cei care vor, parțial sunt A, Dar uite, ești. Te, în uh -huh. titlu Principiile Vedetelor uh -huh. El se numește Stories Ca instrument de PR Principiile Vedetelor uh -huh. Și tu crezi că tu faci stories ca o vedetă? E că asta e întrebare de mai târziu <laughs> Asta e mai târziu Okay. Nu, știu cum le fac, dar ne spărnește. Ok, ok. <girica> A, nu zdele la războr tot. Ian, hai, hai, eu am să exclud dar o întrebare din battle, <girica> dar dava vrei să-mi faci războr? <girica> nu, e, uite, eu ți-am spus că mie îmi plac schemele care pot fi repetate. Mm -hmm. Schema ta nu poate să fie repetată. Care am e, Dar și schema e observată sch după mine. Deci, noi deci facem așa, noi luăm Tu mare parte, da, te pe podcasturi titlul clickbait, uh -huh. invitați care deja au mult public știu uh -huh. și tu cumva pe sama lor te uh -huh. e ridicat. Ok, da. și fac eu. Ca să copiez schema ta, da. mi trebuie să fac sau reel sau ceva super clickbait și să am uh, invitați o persoană pe seama care eu să-mi cresc vizibilitatea. Inclusiv, da. Așa. Da. Altceva eu la tine nu prea am observat. Nu, dar tu mai fost tăbăc, eu până la podcast am avut community. Nu, 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 eu zic, eu zic, eu zic că de schema care eu văd acum, acum, la moment. Că... Da, 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 da. da. Okay. Deci mi îmi pare că uh, schema ta și mei, și mie, hai, asul tău din mâinică da, da, este acesta. Și da. el este foarte, foarte fain, eu nu da, zic nimic. Da. Dar... Și schema ta are simplă, inclusiv. Corect. Dar... Da. În... deci tu crezi deci, că schema ta poate fi replicată, dar Deci înseamnă foarte simplu. Tu trebuie să ai asta, doamne, unde să filmezi podcast Uhum. local. Tu trebuie da. să ai aparatură. Tu trebuie da. să ai un pic de um, nume ca la tine să vină la podcast, nu fiecare care o aprinească mâine un podcast, o să vină la dânsul okay. nu știu, persoane cunoscute, da? da? Adică tu deja ai un nume care, da, la, care, la care lumea la care lumea uhum. vine acum, da? Și de asta și mi e interesant. Iată acum, luând schema, eu, eu trebuie să repet schema în care tu ai făcut ani în 5 ani urmă? ca să ajung uh -huh. până aici. Sau eu pot să fac ceva care te faci acum și să am mulți urmăritori, vizibilitate și chestii. Super, uite -te. Una din formule, eu și-am mai publicat-o, cred că este și dar o folosesc și în webinare și în general. Asta e formula care eu am dezvoltat și social media în culise. Brand A plus brand B e egal Așa. cu awareness. Uh -huh. Unde brand A ești tu, brand B este o persoană mai populară ca tine. Asta e formula. Social media în culise, eu am făcut 50 de interviuri acolo. Și le-am făcut foarte necalitativ. Eu, e că avem telefon, HTC, nu iPhone, dar HTC 6 să mai tingă Și îl punem pe un triunghiulaș, vinem Așa. la Daniela și ne așezăm și hai să discutăm în comunitate. Și asta am făcut 2 ani. Dar oricum e cu cineva. Evident. Nu-i nu da, singur da, da, asta este asocieri de brand, adică totul vremea așa au fost. Corect, da. corect. Pentru mine este o gremă, o, o gremă greu de copiat, uh -huh. pentru mine personal. Uh -huh. De asta eu cumva înțelegem că sau eu am buget uh -huh. ca să-ți spun hai vin la mine, hai vin la mine, hai fă reclamă, hai nu știu ce, știi, știi? Pentru că acum să obții ceva pe barter, pe Instagram, este foarte greu. Tu trebuie să achizi și la influență și încolo și încolo. Ai încercat? Desigur, da. da. Eu, eu instrumentul să l-am folosit foarte rar și nu doar în, nu știu, cazurile și ele mai, și ele mai. Uh -huh. Dar uh, cel mai mult eu sau lucrez prin mine sau îmi folosesc publicul, ei să-mi facă reclam la instrumentul meu adorat ăsta uh -huh. uh, sau target. Dar eu cu bloggerii foarte greu lucrez, sincer. Mie, mie mi se dă greu personal. Adică dacă am lucrat cu 5-6 maxim. Nu eu, e structurat eu, pe e, Nu. Uh -huh. Nu și cumva... Știi când în zici de curs online sau de ceva Lumia, žinai. Ir aš mm -hmm. nesu nu laukiantis seriuios, kad parduotuvė man neište, nu tad, jei aš tai aš duosiu, nu tai kažką, nežinau, pampersuri, tu esi, kad mm -hmm. tu gali spipai, bet parduotuvė ište, kad nulį gali spipai. Mm -hmm. Lumia, nesu ste, nežinau, nu Oulundizelis, trek real kursų man, o aš to reklamėsiu, žinai, jie sutiaš, taip, 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 Nu uite-te, formula asta, eu un continui gândul că tu ai zis că nu poate fi replicată, e poate fi foarte ușor replicată. Răbugiți, fără prin, Da, prin live-uri pe Instagram. De exemplu, eu am o mie de followeri, prieteni, uh -huh. da? Eu încep să căuta persoane cu până în 5.000 de followeri, îmi fac uh -huh. o listă. Partenerea, da, asta Da, -a și fac înțeleg. cu ei live-uri, regulat. Și fac share de urmăritori, unul la altul. Și asta e constant, un an, doi, și spate liber de... Că neașna ca să crești tu repede contul, hai că avem și cazuri de este când te duci într-un giveaway, îți aduci 30 de mii de urmăritori, Nu. Nu. Dar pentru și eu, plin, eu sunt marketer, și nu știu, adun audiență. Și problema este că, dar eu și ne-am pus întrebare, zic ok, eu am, avem acum în toamnă 2-3 mii de followeri. Zic bun, hai să ne imaginăm că eu mă bag într-un giveaway. Eu îmi cresc contul prin 3 giveaway-uri până la Așa. 80 de mii de followeri, da? Și fac eu cu dânge. Și nu sunt uh -huh. oamenii ăștia, înțelegi? Adică tu trebuie, mulți oameni care îți bagă în giveaway nu înțeleg că oamenii noi care vin, îi trebuie mență nu. Adică mai întâi da. trebuie să-ți formezi o deprindere de a publica constant conținutul. Absolut. Știi? Așa, așa că schema e replicabilă. Da, o, o, leacă cu investiții, poți și dacă vrei și pe mai calitativ video, poți, dar acum sunt tool de AI, iPhone-ul super bine filmează, spui o lumină bună numai și, eu nu cred că asta e mare problemă în a genera conținut pentru TikTok și Instagram, asta e mai ușor ca niciodată acum. așa, oamenii uneori, uneori, jumate de an stau și nu pot porni un story. Da. Uite, eu, sincer, din da. tățele asta este o problemă. Dar că să mai filmez tu live-uri cu cineva încolo, încolo. Mie uneori mie, îmi trebuiește o lună întreagă cu elevul să lucrez, ca el da. să înceapă să filmează story. Adică aici sunt mult mai mult da. gândășei decât, știi, adică, ok, tu deja acum spui că nu e așa de greu, bun. Dar, de exemplu, mie ca live-urile mi stau greu. E ca personal, eu înțeles că sunt instrumentul meu. Uhum. Eu webinare și life uri fac greu. El mie îmi provoacă stres. Și am zis că nu. Eu aleg cei în ce sunt mai bun, eu pot mm -hmm. să generez content Super, da, înregistrat, ca da. să nu mai simt vulnerabil în momentele astea. Și mai ales, eu sigur că nu să ne tuflească cu un hate în live, pe mine asta mă de busola, știi? Serios? Precis. Sincer, îți adică spun. <laughs> eu eu... sunt așa de antrenat. de <laughs> Uite, tu ai punctele tale forte. știi că tot secretul e că lumea încearcă să copieze schema ta, schema mea, nu știu ce. dar mm -hmm. dacă nu e punctul tău foarte în ceva, da. eu să mă duc live peste live și nu știu ce, eu sunt ca o lămâie stoarsă, eu asta mm -hmm. nu pot. Mm -hmm. Dar cineva să facă și de sau în continuu, pe din asta o să lobosească. știi? Da. Și când tu găsești care e fișca ta în care tu sunt super ok, tu asta poți să faci în fiecare zi. Și eu nu sunt. Eu în inginer nu sunt că lucrez, știi? Uh -huh. Deci pot să stau până la, la 11 noaptea. Așa că asta este un da, eu de acord Insight. aici. Că fiecare schemă, de fapt, e legată mult și de context și de personalitate. Absolut. Mm -hmm. Absolut. Și, prin urmare, de aici vine sensul, de promovează personalitatea, cultul personalității, da. pentru că formez un stil cu care oamenii vor să asocieze, correct. de a aici cumpăr cursuri, pentru că vor să guste din stilul ăsta și să vadă, da, să-l măsoare. Da. Asta da. e ca și cum te duci la magazin și ai de să măsori eu. Corect, stilul ăsta, gândirea asta pe mine, da? Absolut. Bun, dar revenind înapoi la toți zis că studenții sunt care câte o lună nu publică stories. Mm -hmm. Eu și-aș diviza clienții în două. aș diviza între cei care vor și sunt determinați să aibă rezultat. Mm -hmm. Da? Și care vor uh, să fie luați în seamă, în ghilimele lor. Mm -hmm. Sau să le să suflim în borș, în ghilimele așa, luat, da? da? Acolo unde omul vrea, nu atât vrea cât visează. Da, Iaca, da, da, da. El de da. și -o imaginat cum el a lăs și ca tine și el a să facă, dar știi? Da, Locul da, da. Ăsta Sunt este. multe, multe obstacole micuță, micuță. Revenind la ideea cu, iată, cu Gherasimciuc, cu întrebarea asta lui, eu am un argument mereu uh, care îl folosesc pentru că eu tot mai mult în, Văd la, și la adresa mea întrebări de este, tipa, da și expertiză de ții, că tu faci cursuri. Mm -hmm. Nu, și eu, argumentul meu, care mereu îl folosesc și eu spun plin pe mine în copilărie, profesoarea de limba engleză, m-am învățat engleză, nefiind vorbitoarea nativă de engleză. Uh -huh. Și nefiind niciodată în USA și în UK. Așa. Prin urmare, educația nu e despre expertiză, educația e despre metodologie. Înțelegi? Ok. E yep. cum tu explici omului? Metodologia asta este o parte super importantă. Iată, da. înțelegi, adică eu pot știu ceva, dar eu pot să nu-ți pot explica trebuie să poți uh -huh. ceva super complicat să explici ca la un copil. Atunci asta este foarte ok, el trebuie să înțeleagă. Yep. Dar pentru mine expertiza sau experiența pe care o am eu în spate, de exemplu, uh -huh. da, uh, mă face să am niște asuri mâini pe care nu le-au alții. Exact. Asta e marketing. Care, da, care, știu. care nu e ca nu, știi? Da. Că, de exemplu, cu, așelieși, cu experiența de antreprenoriat, sunt chestii, tu poți să înveți, fă business, fă business, dar este factorul psihologic. La tine s-a dus angajatul. Tu ești trei zile om, tu uh -huh. n-ai pe cine ta. La tine a venit poliția, ca afară să nu știu cine știe, desea de la țigară, da? Uh -huh. Tu ești iarăși ne om. E, sunt factori pe care nu le cunoști tu din cărți. Uh -huh. Sunt chestii care pe mine foarte, în COVID, la mine sunt tu, tu de angajați, să duci în altă parte, vine cineva și ți fură, știi? Adică încearcă cumva să iei, tu nu ai asta, clientul îți pune o plângere. Băi, nu, nu, nu ia și lași lucru. Și atunci când micret îmi spune că Daniela, eu nu pot din cauza că am rămas fără angajat sau nu știu ce. Eu o să l înțeleg. Uh -huh. Mentorul care pur și simplu îți spune că și cu tine ia te mâini, fă nă nă nă, de asta nu uh -huh. e așa. Uh -huh. Tu nu poți. Tu știi că tu ai de exemplu, nu știu, trei copii acasă și nu știu ce. Și faptul ăsta pe tine un angajat poate să te debusoleze total. Înțelegi? Da. Sau un în amendă, de exemplu, sau poate să vină ăștia de la doamne, cum, de la fisc, oricine. Da. Da. Și tu nu așteptând Situația asta, trei și pe care îl trec ca antreprenor, eu pot să-mi dau seama în ce situație să a clientul, de exemplu. Da. De asta, pentru mine, ai, dacă fie, ai astea două combinații, e ideal. Adică experiența, ca tu să te poți simți în pielea clientului atunci când el face ceva în practică, și metodologia care este super important, pentru că sunt antreprenori care fac milioane de euro, dar el nu o să-ți poată să-i explica cum tu o să faci la fel, știi? Uh -huh. Adică ca și antrenor de fotbal, nu înseamnă că el a fost cel mai bun fotbalist, dar el, de exemplu, a antrenat o echipă, da. nu știu, Asta e -un un exemplu, bun, da. Da, da, dar îți spun că... Poate în domeniul meu eu uh, simt de multe ori că eu pot să înțeleg clientul mai bine. Mm -hmm. Numai din cazul că eu am trecut prin anumiți pași psihologic, poate că îl înțeleg un pic mai bine. De acord, de acord. Și eu totodată aș, aș inversa altfel perspectivă. Da, în, fie în, în calea antreprenoriatului, fie în calea a deveni persoană publică și populară, mm -hmm. influencer da, sau expert popular, nu, asta e o cale asumată și da, da. e poate să privad să fii mii de cazuri neprevăzute, adică chiar tu nu ești obligat să le cunoști miile astea, da, tu tot trebuie să ai experiență ca să-ți oferi un suport, dar iarăși miile de cazuri neprevăzute se rezumă oricum în anumite principii sau niște, nici nu aș spune princi da, principii, principii. Tu nu poți ști tot, aici nu poți să am să fi trecut toate, toate posibile scenarii, uh -huh. știi? Da, da, da. Uh, dar pentru mine asta este un plus, un avantaj concurențial pe care eu îl sunt, de exemplu, ești știi? de acord, ești de acord. Și adică dacă tu ești pe asta, tu poți cu dânsul cel puțin ca un artefact spui că, da, uite, eu, eu, pot și așa. Da, eu când am lansat primul curs, Uh, el a fost și pe bază de experiență și bază de observații El se numea, dacă nu greșesc, Facebook Murangur Asta era un curs, un seminar de 6 ore Doamne, prima dată atunci am răgușit uh, Și după asta l-am mai repetat, adaptat Dar online curs era Mint in Marketing Despre cum mint agențiile, business da? Asta tot era niște insight aranjate simplu, Într-un curs de două ore jumate și ea ca din 2020 în Coașin, de la primul curs online lansat din când au apărut Academie, eu tot mă căutam în poziționare. Că chestia este mm -hmm. asta, știi tu, faci un produs, faci a doilea, faci a treilea, faci a patrulea, dar sunt că, păi, nu există sosul și -ala în, în salata asta care să-l fac asta unic, este știi, da. Mm -hmm. Și că în ultima perioadă mă identific, ne deschis alții ochii, că când nu știi, întrebi pe alții. Corect. Și e că toi sublinea niște chestii interesante de titluri clickbait, uh -huh. studio, da. Asta tot, e că titlurile clickbait, asta și interacțiunea cu comunitatea, asta tot e despre PR da. digital. Așa că eu cred că încep în formula direcție în coașe, în PR. Eu ți-am spus și prima oară când tu m-ai întrebat, că eu văd, eu te văd, pe eu aș cumpăra de la tine, E curs de producție, știi, uh -huh. adică de cum să atragi atenția, care e în marketing cel mai important pe online, noi, noi ne luptăm uh -huh. tăți pentru atenția oamenilor. Da. Și asta e prin secvențele, este micuți le scos din context. Și după același și principiu, să faci și el, să deștecin. Da. da, da, da. Uh, și într-adevăr, anume cum să duci o conversație, de exemplu, cu cineva care îți vine la interviu știi? Uh -huh. Asta nu e atât de simplu, și iarăși este research. La deci, bază tu ai cumpărat la mini cursuri cum să atragi atenție și cum să comunici cu oamenii? cum să scot din oameni și trebuie să ieși, nu? Deci îți pare că eu știu cum? Ah? Dacă tu nu știi cum, înseamnă că e foarte bine pentru că știi cum. Pur și simplu asta e un fel de... E o chestie neșlefuită, eu uh -huh. cred. Tu, da, tu, poate, tu, poate. tu o faci intuitiv, știi? știi mă trebui, tu știi cum să faci fix în fix stories -uri? Da, dacă stau să mă gândesc, scriu, uh -huh. dar eu le fac cumva intuitiv. Asta nu înseamnă că eu nu știu. Dar ce înveți tu? Cursul tău cumva pregătește experții să-și lanseze produse digitale, corect da. înțeleg? Uh -huh. Și ai case Cum îi sunt? Și cursuri lansează din observațiile tale? Uh, asta e primul meu curs e MVP-ul, unde eu am testat metodologia și chestii și noi acum lansăm în fitness, în beauty limba germană zi două mi se pare că în beauty, da bac la istorie bac la logică, dar un pic acolo chestii s-au anulat, nu mai știu ce mai mult în beauty destul în da? psihologie, apropo da, da, da Adică... Și tu cumva ei la tine în următorul serviciu după cursul este mentoratul sau dezvoltarea nu, expertului? Sau ei singuri tot fac? Nu. Noi, eu cu mentorat, în genere, puțin, eu fac un fel de mentorat în curs, uh -huh. dar nu mai eu mentorat Eu nu, eu nu am absolvit ăsta uh -huh. mai departe. Adică uh -huh. eu acum având cursurile și după care să iei fluxul 2, 3, 4, adică cumulativ. Dar nu, nu, nu vreau vrem mentorat mie mi-a foarte mult timp și foarte mult energie mentoratul de la zăt și mă sunt un fel de mamăci că uh -huh. hai așa, uh -huh. hai așa, hai așa, știi? da nu ești. Nu. <laughs> Cum poți fi mamăci arogant? I-am Ia că mi tot ni interesant. <laughs> Nu. Eu sunt foarte protectivă față de studenți, uh -huh. știi? Și mie dacă cineva de exemplu mi-o obișnuiește din online ca cumva, eu o sar. Mai tare decât dacă mă arătă ca pe mine, știi? Uh -huh. Dar cu mentoratul ăsta este greu asta este mult timp să un curs, nu, 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 e în două zile, știi? Și după noi învățăm și cum să filmezi fără mare buget, cum să conectezi pe netul, cum să faci un serial, adică, e uh -huh, mult. Uh -huh. Eu nu pot să fac în trei nu știu ce, știi? E că vezi aici așa apare întrebarea, că sunt mulți de ăștia cărcotași sau nu pun, ei și tot, pe de de-o parte au dreptate, ești care scriu în comentarii, dar și ei să înveți cum să deschidem un serial, te-ai dus și l-ai deschis. Anima, știi și? care e problema? Că ei nu deschid serial și nu declară nică. Uh -huh. Și eu trebuie să le vând încă ideea asta, că eu vreau ca voi să fiți liniștiți, eu vreau ca voi, într-adevăr, să puteți avea un site conectat cu pe și tu să nu stai stremuri cât uh -huh. de cardul. Adică, pentru mine asta este important, știi? Adică, nu că să conecte sau să faci un SRL, dar poate tu nu te gândești să facă întreprindere individuală sau SRL. Și uh -huh. asta te ajut. Uh -huh. Dar poți să fac asta, dă poate poate să dar poate pe net, știi? Adică, uh -huh. cumva, sunt niște chestii basic, dar dacă lumea până acum nu le are, înseamnă că ei nu înțeleg pentru ce. Și... Înțeleg. Adică... ok, ok. Și cam așa. Așa, Cum ți-e lansarea și vânzarea mașinii de Olga Țapordei? Oi! Și? <laughs> nu tu ești expert în asta? Asta e sta de case popular în piață? Deci, ca strategie, uh -huh. este ok. Cât de ecologic este treaba asta ai și semnul întrebării? Da. Ecologic și înseamnă. Tipă cât e de Nu da, cât știi, cumva, deci tu singur spui că eu n-am putut să vând mașină și orice zic cu seama eu o să fac bani și nu și mai mult, știi? Da. Adică, dar ca pas strategic el e bun, eu de asta nu pot să mă lec știi? nu De asta și zic, tu ai făcut și bani în plus, ai vândut și webinar, adică vizibilitate, plus urmăritori, tot e ceotca adică, okay. mă rog, pentru ego-ul meu eu nu aș face așa ceva uh -huh. pur și simplu, pentru cumva eu uh, înțeleg că eu pot să vând de ceeași bani și cu instrumente mult mai uh, nu știu, simple, accesibile și așa mai departe, deci, dar ca marketing e bun. Tu ești adepta um, vânzărilor pe Stories în mare parte da? Da. asta e tot uh, fișcă și cerășică de pe toarta ta să înțeleg. Mm, da. Ok strategia ta e cam tot aceeași care de fapt o aplic și eu, parțială. Așa. Și Bordea, și Andreuță, și mulți. Asta Ei e mult. Ei mult prin Realer. webinar vând. Mult prin webinar vând. Da, dar tu prin reel tot îți crești contul de Instagram. Da, dar știi cum? Ei, de exemplu, fac multă reclamă la un webinar eu îl văd la mulți bloggeri, da. lumea acolo se duce și deci primul taci e acolo, de exemplu, știi? Da. Și cumva nu contează cum sau nu cumpără după asta sau îi vând un produs ieftin pentru că e ușor să da. vinzi când deja ești șerbânțel. Și ulterior deja îi rămân sau pe pagină sau cel puțin retarget după asta poate să fie. Da. Eu nu prea fac chestiile astea, eu mai mult mă promovez anume, mi-i trebuie scopul meu ca el să ajungă la mine pe pagină și mai departe îl încălzesc cum trebuie. Adică eu pot să ajung uh, psihologic la clientul meu și pot să-i explic chestii prin stories să uh -huh, știi? Uh -huh. Sau prin reels. Dar la mine reels mai să mai mult cărijele, cum zic, ca, ca ei să, să vină. Dar uh, mai puțin cu promovare pe uh, magneturi și chestiile astea. Mai puțin. Ați îți place mai în scurt chestia? strategia asta de a fi în centrul atenției, da? Hmm. Asta nu e vorba că e în centrul atenției. vorba că tu atunci ai atenția lui maxim. Înțelegi? Uh -huh, uh -huh. Adică... Um, hai să spunem așa, e cel mai cald instrument, e omul în secundă să suite la mine, la văzut ce am făcut eu, azi, chestii, i am trezit niște emoții, cumva, e, e, acolo unde el vede, știi, eu zic așa, istorie, să zic, o leagă, dai cortina și te uiți se întâmplă acolo. Restul noi înregistrăm chestii, știi? Eu am știi? dat o leagă cortina și când și mă uit, da, Daniela îți dezbracă. Unde? În stories. Unde? Ce fel de unde? asta? Unde asta te-ai văzut? Publiști tu pozul, dată pe săptămână, de Net, net, ne de este așa,

Înțelegi? Da, da, da. Ea, o, e foarte bună chestii tu atingi, care și eu tot, eu încerc să-i găsesc limitele. Aici e că intervine întrebarea mea și iubită de limite morale. Pe de o parte, mulți marketeri spun, trebuie să comunici constant, să inviți și iată, trebuie să ai cu bună atitudine. Dacă mai zici bună ziua, ne întâlnim și Care live, știi? Uh -huh. Unde pentru tine limita și e morală dintre bună ziua, așa, în așa, așa. Ca mâșca, și ca mișca, și între nu știu, cont pe OnlyFans și bani acolo și unde e limită limita și Da, Nu, încolo nu, tu prea tare te-ai dus. Apoi te te spectrul e larg, știi, tu pot, vrei să vorbim un pic despre uh, fans, nu. Că ai spectrul și încolo colo înțelegi? Nu, 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 seri Nu, în primul rând, eu sunt mamă cu copil. Uh -huh, asta în primul rând. La mine, oricum, Uh, nu știu. Iar locul să el stă, știi? Uh -huh. Și eu pot să ajung, nu știu, să o poză în costum de baie, da, sau ceva, nu, nu știu, short, scurt, ceva de genul, dar într-un context unde eu sunt la mare, unde te trezesc dimineața, cumva, uh -huh. așa, foarte dar crezi natural. Înainte, da, acum nu. Nu? mm, -mm. Acuma, că Acum cresc atunci când eu schimb um, unghiul, formatul, când eu schimb, nu știu, mă trebuie să mâine și eu ca să în Dubai sau ceva, uh -huh, știi? Uh -huh. Dar însăși deja, deși, și nu mai văzut lumea, nu ai văzut costum de baie, adică de serios. Deci tu vrei să spui că dacă publici constant într-un anumit format stories, oamenii încep să să-și de ele și trebuie mereu de făcut update-uri? Asta e, nu știu cum să zic, asta e un milion de procent. În de înțeles. exemplu, știi cum? Eu pot să... Dar totuși trebuie să ai viața instagramabilă. Nu e vorba de viața instagramabilă. <laughs> tu încurci conceptele total. Viața instagramabilă să că trebuie să tot frumos. Uh -huh. Da? Uh -huh. Gen, să arăte bine, fundalul, chestii. Dar a schimba format, eu pot să o la țară. Știi uh -huh. Și uh mai cresc la mine vizualizările când nu sunt la țară. Da, eu, am, eu n-am eu văd tendința, adică sunt Influențări întrești crescuți pe cont de la țară. Asta e, e fenomenal interesant. Da, dar pur și simplu tot le schimbi. Azi ești acolo, ești acolo. Uh, încă ceva, adaug un personaj, da? De exemplu, eu arăt, nu știu, un pic ceva pe bunica sau cumva la mine hop și crescut. Adică uh -huh. ceva, ceva nou. Lumea se plictisește. Tu închipte celălalt serial și ești serie să o vezi de 100 de ori. Normal da, că... Da. Și eu am oameni în cap, de exemplu, care eu știu precis și a spus te Știi, mm -hmm. cu cu Tot atât de mult te-ai obișnuit cu contentul acela tu intri ca robotul, dar nu te uiți la toate stories-urile și la 5-6 de -am, tu ieși de acolo. Ce mm -hmm. nu mai vrei. Nu se o că... de job, totuși. Adică tu trebuie o este... leacă să te știi, și să când... publici. Cum? Da, dar știi când vine automat, e tot îmi, îmi spui și eu înțeleg că asta este mult de lucru. Mm -hmm. Dar el atât de automat îmi vine că eu uneori zic că eu absolut nu lucrez. Cât s-a luat timp să să faci să transforme asta în automatism? Vre un vreun jumate. Vreun jumate, da? De antrenamente și experimente, da? Da, da. Este și experimente și antrenamente. Și cel mai important e să nu mă afectez atunci când ele scad, știi? Uh -huh. La mine la început era că dacă ele scadeau mai jos, și-am făcut și nu vă place și... Uh -huh. Și mai ales ele scad când tu începi să vinzi. Ți-ai întrebat, atunci cel mai mult să fie, știi? Dar ele că scad în jos, știi? Și ce se întâmplă? Și cumva un pic inițial tare eram tristă și chiar m-a afectat chestia asta, știi? Uh -huh. M-am zis că iau o ca că asta sunt niște cifre și... Dar psihologic mi-a fost greu, recunosc. Ok, ok, inter interesant. Mm -hmm. Așa, trecem la battle? <laughs> <laughs> ok. Vrei? Hai. Da? Da. Preciz vrei? Sau mergem pe scenariu mai light? <laughs> Hai battle. Nu, eu nu te spare, nu-ți spare. Eu pur și simplu zic că, mă rog, eu sunt sigur că Tomuș aici mă rănești și tu cu ceva. Din noi doi, nu știu cine-și cine <laughs> Eu, uh, arrogant arogant, uh. mă vezi numai tu și câțiva urmăritori. Dar în rest, eu cred că eu o... sunt inspirațională. Eu când te-am văzut pe tine, da, să am noi trecem la battle, când eu nu ți-am minte când exact prima dată te-am văzut, am văzut postări pe Facebook, da, dar pe stories nu ți-am minte. Și cred că, da, tipa, în prima întrebare, da, cine e? Dar urmărind cum tu asta faci, da, eu am început să observ că faci foarte bine, și eu zic, o, opa, e ai tipa, e cătălă, nu vă ia valna în piață, vini, mm -hmm. Eu am proibit tema cu smc o dezvoltat, dezvoltat, poi mutat în București, acolo cu schimbat conceptul și la un moment dat n-am capitalizat maximum din dezvoltarea mm -hmm. comunității mm -hmm. și în general comunitatea trebuie să transforme în ceva cu potențial mare. Dar s-a dus pe tot. S-a spate refăcut, cănește, dar eu încă nu da, eu încă n-am forță, eu mă ocupam cu altceva, pe urmă poate, dacă am ieșit cazul. Trebuie viață noi, pe lumea, da. de construit o echipă deja, că în jurul cultului meu, adică eu ori trebuie să vin cu un conținut super crutoi, Așa. iar își dictez piața. Asta e și mai fain, Cândva trend, a fost, Da, apoi ca tu, practic, pe Instagram, între uh, vânzări de cursuri, uh, cumva, da, tu ești un, un, un -er, da? da? așa s-o primit, știi, inițial. De asta și-ți spun, uite, sincer, eu la început când am intrat, eu deodată m-am cumpărat, știu, cu și cu borde. Și eu atunci, eu, și pe mine m-a afectat chestia, el are mulți urmăritori, e ca așa, e ca așa. Și până eu ne-a venit, zic, stai un de 15 ani pe piață, eu de an. Și cumva, și când am făcut eu primii 10.000 de euro, cred, pe jumătate de și eu, nu, nu e așa de rău, știi? Și, și, mă gândeam, de da, poate eu pot mai mult, de el și faci mai mult. Uh -huh. Știi că este de, de a te compara cu altcineva și uh -huh. de a nu um, pune în valoare cât omul este omușit până într-un moment, tăți începătorii vor să devină ca tine deodată. Asta da, este problema. Tineretul <laughs> de acum, el, -are, el, nu are răbdare. Uh -huh. Uh -huh. Cum nu? Eu am vreau, eu am, am făcut două reels eu vreau amuia să aibă vizualizări, eu vreau, 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 știi? Și asta și pe tine ca mentor pune, poate ceva nu fac cum trebuie, știi, poate... Adică, graba asta muie, pentru că sunt foarte mulți care bambanesc în 3 reel știi, pun niște prostologii și el ajunge sus și tot vor asta. Uh -huh. Și mai ales când sunt început cursurile la ruș, eu am făcut un milion într-o zi, eu am făcut 20 de milioane, nu știu ce. Dar eu sunt eu și mă uitam și zic, doamne, vreau și eu, știi? Atât de tare ne să insufla să treaba asta cu 10.000 de de euro repede, eu atunci vreo jumătate de an, nu m-am stat pe loc, nu m să analizez și ce se întâmplă, cum și nu puteam să mă apuc de nimic. Uh -huh. Eu nu găsesc o schemă care repede să mi-aducă mii bani. Dar eu vroiam să găsesc și eu schema asta. Și să nu m-am apucat de la zero, ca să faci un pic, un pic, mm -hmm. dar jumătate de ani m-am gândit numai, tu înțelegi? C -c -c Când, Jumat ai obosit să o schema, ai zis de schema -o noi, pași, noi, da? Da. Când am <laughs> înțeles că schema asta, și e noi, și este folosit doar ca case, ca, mm -hmm. ca eu să cumpăr de la dânjei, mm -hmm. atunci mi-am dat seama că, stai, că nu, nu funcționează așa. Cu câți followeri ai, ai, apărut tu pe Instagram și cum s a fost e, ca începutul că căile tale de a crește contul până la 30.000? Cum ai crescut până la 10.000, să spunem? Um, așa, să luăm mai primă, primele perioade. Eu inițial, inițial vorbeam tot despre antreprenoriat uh -huh. și despre business or despre chestii. To am am deschis în barbershop-ul, eu am venit din Franța înapoi și am început pe, de la zero, când vreau cunoscuți, prieteni și așa mai departe. Și aveam tare puține vizualizări pe stories, nu știu, erau 200 undeva când am început cât un pic. Și după aia, um, buba a fost la mine când eu am început să fac tot în rusă pentru că mm. eu am trecut toate cursurile de la like în perioada aceea și eu trebuia să fac în rus ca ei cumva să vadă. Dar audiența mea era vorbitoare de român. Și mm -hmm. s o casă, că eu facem și impact nimic nu avea. Și primul meu webinar l-am făcut în rus. Asta a fost coșmarul coșmarul. Acolo mă mă vreau să vorbesc în română, știi? Dar audiența era în rusă și mai pe scurt. Mm -hmm. Asta iară a fost să faci ce și ți spune și nu știi unde tu ești puternic, știi? Eu am mers după flux, când piața Rusiei deja era arhi plină și aici am unde, noi nimeni, eu nu mă dușim pentru că eu vrăiem milioanele rușilor, știi? Uh -huh, adică uh -huh. minte de asta... A, ah, tu ți-ai încercat forțele în piața rusească? Eu făceam cursuri la ei. Uh -huh. Și noi atunci am pornit cu asta, cu online-ul și că să fac consultații pe vânzări, pe toate chestiile astea, știi? De antreprenoriat s-o pornit tot. Uh -huh. Și am încercat piața rusească, vorbitoare de rusă, dar uh -huh. pe moldoveni. Uh -huh. Și evident că nu s-a permit. Eu îți spun că eu mie mi era foarte greu să vorbesc în rusă, nu știu, fluent, știi? Și, avem și aici blocaj. Deci primul meu webinar, noi l-am făcut deodată la uh, Talmazan, ca și frumos, ca să fie, nu știu ce, știi? Eu am le fac la mine în oficiu. Cu lumină și nu știu cum, după două zile. Dar atunci, primul webinar, m-am dus și... Uh -huh. La da, așa și... Fac. până nu se termină banii. Dar după aia nu, nu, am mai făcut. Nu am mai făcut că am înțeles că, unul, eu în rus nu pot, mi este greu, doi, la mână, audiența pe care eu vreau să vorbesc este în română. Și eu am schimbat tot blogul și iar de la zero pornești, deja uh -huh. în română pornești, știi? Și cumva multe, încercări. Eu am încercat vloguri să fac. Și am zis, că eu sunt interesant și cu vlogurile și sunt mare vedeță. Le-am lăsat și pe șelea. Eu am încercat foarte mult. Până să găsesc format care mi i trebuie, a trecut mult timp. Uh -huh. Și multe încercări și tot felul de chestii. Și după aia m-am băgat într-un concurs. Asta a fost în pandemie. Și asta au fost, unde nu știu, au fost vreo mii poate, de oameni veniți. Uh -huh. Cum au venit, jumate s-au dus, efectiv. Deci 5.000 s-au dus după concurs? Dacă nu mai mult. Eu nu mai țin minte nu, nu ți cum a fost. În, în ziua când s-a încheiat concursul, dar eu nu fac și un contentul care o fac acum. Uh -huh. Eu uh, nu am ales concurs care trebuie. Uh, eu să mă bag acum într-un concurs, eu aș zice și Vadim, hai și împreună un concurs. Uh -huh. Și premiile să fie cursurile noastre, știi? Uh -huh. Adică așa eu aș lua publicul care e interesat de dezvoltare personală. Dar tu când vii la iPhone, eu nu pot să te filtrez pe tu vrei, Tu și tu și anume vrei, știi? Uh -huh. Adică tari, pe, pentru mine e tare important premiul. Ca da, să înțeleg, exact. la mămeală, vine pe vine pește ăsta, știi? Da. Și, și după aia s-a pornit, dar vizualizările nu, nu erau bune. Deci, adică o trebuit încet, încet, încet. Și mai departe, câte o, câte o colaborare luam. Ba la Mirela luam o colaborare, ba la Sus, câte una, știi? Câte una, mm -hmm. cât îmi permiteam mm -hmm. financiar. Pentru că eu nu nu puteam să dau mulți bani. Și treptat, așa, câte o lună, câte o lună, câte una am făcut. Dar am vândut cu 500 de vizualizări prima oară mai răcursuri. 500 de views la stories? Uh -huh. Da? Da. Pricol. Dar când a fost momentul și la când e ca graficul în sus? Nu a fost niciun moment. Nu a fost a așa? A fost tot timp. constant. Treptat? Treptat, 500, da? 500, 600, 700, 500 uh -huh. și iarăși, știi? E așa. Creșterii uh -huh. mea au fost așa, eu nu am fost așa. Eu, eu căutam e ca asta. Dar eu nu am, eu n-am găsit schema ca să fac repede. Și eu am trebuit pur și simplu treptat să o fac. Foarte treptat. Nu, dar tu ai mai spus așa o chestie despre clickbait. Uh -huh. e pe tine te deranjează? Nu, mi mi place. Să nu-ți pare asta și mai în altă pare... formă Absolut. de marketing <-s1> Absolut. de comunicare? Absolut. Dar trebuie să fii pregătit la hate și la o reacție. Eu psihologic, uh -huh. hai să spun așa, dacă, am jumătate de an, de când eu sunt ok cu hate și cu rest, După terapie. O, <laughs> îți Te-ai fost la psiholog? Eu, ca nu, să cu, nu, nu Nu, 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 cu tema asta. Cu alte teme. Okay. Dar s-a atins că cineva mi-a scris un comentariu că, nu știu, ești într-un reel pe eu evidențiat sânii și vă de genul, știi? Și eu i-am răspuns pe story și după care psihologul îmi spune, de ce te-ai știi? Și am pornit, adică noi deja am avut o terapie despre chestia asta. Și atunci și foarte tare m-am degajat. Dar până atunci nu o puteam primi corect, cumva, știi? Adică eu minim a, așa, Da, Dar chiar e interesant, dar și te Eu simțeam că trebuie să, nu că să mă dar să... Justific. Da, să mă justific. da. Adică eu credeam, și nu că credeam, eu voiam ca lumea să vadă sau lumea să creadă că Qatar este haină normală, că nu este nimic, wow, și nu știu, uh -huh. și lumea mi-a sătăt în apărare total, știi? Da. Adică cumva atunci oamenii care rezonau cu mine, ei m-au apărat mai mult decât, și nu că am spus că tu ești răs sau ești proastă, știi? Adică eu am spus că pur și simplu, că tu vezi exact ceea ce ai vrut să vezi, uh -huh, dar uh -huh. eu nu trebuie nici asta să o fac. Dar ți-s înțeleg asta? Așa care comentează că îi văd numai și ei nu vor trebuie ca ei să vadă. Mie nu trebuie ca lumea să știi că ne-așa prostit să nu mi scriți. Știi? Da. Adică noi când punem un comentariu, tu crezi crezi eu pun ca tu ca să vedeți cel care mi-a scris, vedem -mi era blocată la mine. Eu vroiam ca printr-un mesaj sau ceva a, să vadă restul. Da, Corect. Da, înțeleg, înțeleg. Adică asta a fost... Uh... Asta e pricol dar în blind hate-ul nu-l poți controla în mare parte. Nu, tu nu poți controla comportamentul nu. oamenilor străini, nu. Perceam, știi? Da, tu trebuie să te vezi să te controlezi pe tine. Asta este greu, știi? Da, de Uneori, lumea am nu și să fac stories cu gândul că eu cândva să am hate și eu nici nu mă bag acolo. Știi? Uh -huh. Adică, da, hai, în 2-3 ani am avut, dacă poate, 3-4 comentarii așa mai... Serios? Deosebit, tu certuri n-ai avut în general pe Instagram? Ei, hey, ți organizezi, organizat, vrei? Nu mai trebuie. <laughs> dar deci... da, pentru ce? Dacă eu sunt, eu no, cred că eu sunt cred destul că de... Eu cred că psihologul tău și de acord cu mine. faci în trei salarii, da? <laughs> deci ai procent și eu nu știu. <laughs> nu, nu, dar nii tare îmi place chestia asta. E că asta cred că e uh, un punct foarte del meu. Del tău, corect. Înțelegi? E că uh, tu ai zis că sunt care, care vor repede, instant rezultate, da. popularitate și vânzări, știi? Și eu când facem sprintul ăsta din exerciții, mă gândeam, zic, dar oare poate în a patra săptămână să bag caro, ce, o mobilizare de asta în care să aduc niște hate în comentarii la participanți, să vadă pe propria piele cum e. Că tu tu Eu nu degeaba nu crești repede, înțelegi? Uh -huh. Tu te dezvolți treptat. Dacă îți un 100 de comentarii negative într-un video, pe păi asta poate să te traumeze, în mare parte, dacă da. tu nu ești pregătit, înțelegi? Uh, mai ales dacă, da, dacă nu ești pregătit. Și, Așa. prin urmare, tu trebuie treptat. E ca un hater, și te duci la psiholog. luați să schema ani. <laughs> Daniel, zic Dianii. Mă, ce zi, Nu știu, cine te pămânește. Da, da, poate să mă pămânească cineva.

Eu am crescut în câteva luni, am avut 20.000 de followers pe TikTok, știi? Uh -huh. cu, cu video videouri de astea. După aia, mi-a așa o platformă de murdară, la un moment dat, că eu am zis că nu, eu nu mai vreau, știi? Și eu m-am dus de acolo și iată am început acum recent să repostez de pe real pe, pe TikTok. Uh -huh. Dar, nu știu, mie nu, nu -mi Cred că asta e un instrument, numai ne-a dată, Alina Andreuță ne a spus așa o chestie, când eu i-am zis că nu prea vreau să vând cursuri prin webinare și i-ați uitat la mine și că tu renunți la un instrument funcțional. Tipă, asta e limită profesională. Dar nu e tot știi? despre instrumente, vadim. Ei, pentru ei, mine. Nu e ca giveaway mm. un instrument și acum sunt mulți care spun că giveaway asta e fignea și sunt alții care folosesc și cresc. Așa. Da? Și se să adaptează și... Deci asta e pur și simplu un instrument care tu nu vrei să-l dezvolți. Tu ești gata să calci pe, pe cap, te ești gata să faci orice pentru că să ai bani? Eu? Aha. Dar pe deși nu? Înseamnă că da. Nu, eu cred nu... că nu știu, și, sca... și, tu calcat pe capete, publicat de TikTok-uri, de exemplu, educaționale. Nu, în sens, că, nu în sens că tu ești gata să faci, hai să spunem, orice, orice instrument, chiar dacă el ți nu-ți place, doar ca să ajungi la rezultat. Adică tu nu enjoy Trebuie procesul, măcar testat. dar rezultatul. Trebuie măcar testat tema. Nu, de exemplu, eu în am testat și nu-mi place. Eu în TikTok mm -hmm. am fost și mie nu nu-mi place. Nu, uite-te, uite, la tine este un caz excepțional că ți nu s a plăcut webinarul, dar tu te-ai regăsit în stories da. și ai uh, avansat în asta, și ai accelerat. Da? Ai transformat asta într-un... asta se numește avantaj competitiv. Corect. Da? Uh, și tu asta ți-o reușit. Altora nu le reușește. Dar businessul în sine... La mine, toată vreme, încă o dilemă. Business și orgolul expertului. Asta sunt două lucruri total diferite. Animaș? De acord. adică cord. dacă businessul tău este axat strict pe preferințele tale, apel poate să nu supraviețuiască în timp. Poate, doar că este un moment. Dacă tu ai spui expertul, da, uh -huh. să meargă împotriva lui. Asta și e strategie de scurtă durată. el, de acord. El, el lăsa cu un burnout între luni și șase cu dânsul. Da, asta tot Hai să spune să vină elevii și să spun că fă, fă mâine, așa, că -și da, eu da, am zis așa. Da, da. El zi eu nu mai pot. Am mai așa de mult, nu aveam acces la informația cu la psiholog și la psihosomatică, nu știu ce, mai, mult mai vulnerabilă, știi? Și da. mult mai, eu am uh, limitele personale, eu așa, eu nu vreau, eu nu pot, eu nu știu, eu, adică cumva, și tu nu poți să mai impui. Eu îți dau un instrument, da? Eu îți și merge la mine, tu spui ce mergi la tine. Uh -huh. Deci sigur că lumea asta o scopieză. Știi ce impresia am eu? Că acum în 2023, cu tot ce ai limitele tu personale și restul, am impresia că oamenii parcă s-au învățat <coughs> să-și explice zona de confort. Absolut. Eu sunt de acord 100%. Înțelegi? Ei tăi să-și explică și e cumva vin, vrei să lucrezi cu dânșii și ei plătesc că să lucreze. Dar ei, după mulți vezi că ei nu vor nimic să schimbe, să rezolve, să testeze, să încerce. Pentru că educației Eu am observat așa o chestie. Educația e despre a încerca și a face lucruri noi. Tu și nu poți să te dezvolți în materie de ce e și deja ai avut. Tu trebuie alte cunoștințe să le iei ah. și să le aplici, știi? În practică, cumva. Și mulți, găsesc multe explicații, deși lor asta nu le trebuie, deși asta nu e pentru dânșe, deși... Și găsesc argumente bune, creierul nostru la asta și caută, acord, știi? De acord, de niște argumente că eu uneori nu pot să le dezbat. Uh -huh, deși eu înțeleg, uh -huh. pur și simplu, într-adevăr, sunt niște pretexte. Și uh, mai eram cu o uh, cu zona asta de confort, știi? Uh, Tât afacerea, sau ce ești și facem noi, asta e pentru mine, e testare de ipoteză. Eu am testat ceva. Mm -hmm. O mărs, mm -hmm. eu multiplic, da? Nu o mărs, mai departe. Și eu, tu ai, nu știu, 100 de instrumente de ipoteze pe care le am încercat, din 150, plus minus o mărs, 10, îți aduc și mai mare venit, da? da eu da. acolo să mă concentrez. Eu n am să da. mă defocusez pe toate instrumentele, dacă da. eu știu că eu pot să vând bine pe două, trei instrumente, știi? Sau să mă perfecționez în ceva. Pe bani te focusez, până la urmă. De deci, ce... Mm? pe bani, nu banul ăsta este rezultat final, absolut. Da, dar da. pentru mine este important și popularitatea și validarea și nu doar banii, știi? Dar te-ai gândit vreodată la de ce vrei să fii populară? De ce vrei să fii populară? Asta cumva, eu deschid niște subiecte, dileme în discuție, pentru că popularitatea în sine, asta e când omul caută atenție. Da, dar eu am foarte mult nevoie de atenție, <laughs> știu? <laughs> dar eu nu-i avut, n -ai n -ai avut în eu am fost unic cu copil uh -huh. și spunem așa, eu nu pot zic că am fost lipsită de, uh -huh. dar nu și nu am fost cocolită, știi? Adică eu căutam, la mine, ba părinții erau peste hotare, ba un altă, eu căutam chestia asta. Da. Și asta am căutat și în relații, peste tot. Dar eu am nevoie de atenție. Și eu am acceptat și eu sunt foarte ok cu asta. Wow, asta e foarte, asta și de ceat ca sună. Mulți care vor să crească, să popularizeze, nu vor să recunoască că ei vor de atenție și, asta, și, vor să Și intră asta rău. E că eu, 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 eu no. încerc să caut măcar un argument și în rău că tu vrei atenție. Că tu vrei popularitate, că tu vrei bani, că tu vrei uh, lumea să vorbească despre tine. Nu și intră asta rău. Pe mai munică, luând în calcul no, că la noi se promovează valori democratice și noi trebuie să acceptăm omul poate să are dreptul să vrei și vrei. Corect, foarte lui. corect. Da? Absolut. Eu... Uh, eu când am înțeles asta, eu am înțeles că gata. Eu, eu cel puțin știu și drumul să merg, știi? Uhum. Dar când tu vrei ceva, dar tu nu recunoști pentru că tu vrei să fii comodă pentru... Da, da, da. societate ceva, da. atunci e foarte... Tu nu știu atunci nu La noi, cu părere de rău, este chestia asta de educație. Eu nu zic că e rea sau bună sau, mă rog, asta e mult discutat aici, dar e că aspectul este umbra asta crânștină, că tot egal, A mm, mm -hmm. apleacă-ți obrazul, sau dacă ești lovit într-un obraz, mm l -hmm. pe a doilea, apleacă-ți capul, pupul mâna cuiva. Adică tot de închinat, tot de așezat și nu poți să drept spatele singur, da. Corect. <laughs> și e te confrunți cu tema asta și eu sunt sigur că o să găsească oameni care o să ne judece pe noi pentru faptul că recunoaștem că vrem atenție. Să te și pentru că recunoști și tu vrei? Da, nu asta e problema lor, nu e noastră. Okay. <laughs> Hai să trecem la battle. <laughs> Hai. <laughs> Hai noi, uh, deci eu o să introduc în regulă da. de context. Noi am decis cu Daniela mai scurt să, de, să vedem cine dintre noi îi mai... Um, cum? Mai, eu nu. Cine dintre noi îi mai e mai ahuiev Da. <laughs> Cine dintre noi mai e mai aia și aia? da. Și am gândit așa un gamification. Um, să ne punem câte nouă întrebări provocatoare. Eu întrebările pe care ne le-a pregătit Daniela nu le știu. Nici Daniela nu știe întrebările care le-am pregătit eu pentru dânsa. Noi ne-am spus așa, avem voie să refuzăm să răspundem doar la două dintre astea nouă întrebări, da? da. Și dacă refuzăm să răspundem, trebuie să acceptăm o provocare. Da? Da, exact. Ăă, cine începe? Damă, în period că eu da, nu eu. sunt sexist. <laughs> da, foarte corect. <laughs> <laughs> Adăugăm o întrebare despre sexism, <laughs> Hai, încep. Da. Hai, așa, hai de la mai lejer. Da. Vadim. Da. Câți bani ai făcut anul trecut și pe ce ai cheltuit? Profit. Mm. Profitul nu a fost mare. Noi suntem cu compania încă în minus. Noi suntem în etapă de, de investiție. Și asta e plan de 3 ani. Prin urmare, am încasat noi în jur de 70.000 de euro într-un an. Așa, da. asta e venitul. Sau Asta eu... sunt casările așa, da, da, profitul nu, pentru că cheltuielile evident că sunt mai mari, pentru că echipă, teste, variante, uh -huh, uh -huh. prin urmare... Dar eu am doar salariu, eu am, eu am parte din business, dar eu încă nimic dividende n-am luat, așa că eu tot, anu... da, eu tot anul stau pe un salariu și pe niște bani din monetizare la canalul YouTube. <laughs> te să satisfăcut de răspunsul? Deci tu ești în minus. Da, cu compania, da. Dar cu cu cum? da. cu companie ești până încă în minus, da, 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 da. Eu Mă gândim, cine-i cumpărat Dyson, de da, clar. Da, exact. Mm. Da, am testat și donațiile, am testat tot. Eu statia, stăteam da -am dat 30 de euro. Eu știu. Prima, eu, da? Sau la eu, două. Eu și ți-am mulțumit oficial în podcast și ala. Mulțumesc. Mulțumesc. am mulțumit. dat nume, am zis că e câte oamenii care au contribuit. Da. da, e greu mai scurt de cumpărat un Dyson că n-ai un salariu. Dar, blin, asta e momentul în care... Bun, evident că am mai avut. Poate mai fac niște consultații, dar mă stărui să nu. Am eu m-am focusat strict pe business pentru că vreau o afacere să stă în roate concret. Și când ți pare că eu deja o să vin în profit? Ți-am spus că asta e plan de 3 ani. A, deci, prin urmare, da, un an jumătate a trecut. Da. Ai un an jumătate. Da. Uh -huh. da. Să vedem ce o să ias. Dar e că am ajuns la un MVP cu un ul destul de bun. Aha, tu vrei pe dânsul multiplici, da? Da, 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 el funcționează bine. Ok. Uh -huh. Gata întrebarea? Hai, da. Eu tot să încep cu lights. Așa... Așa. Spune trei argumente de ce eu sunt mai bun ca tine în Instagram. De deci ce ești mai bun ca mine dar dacă nu le am? <laughs> Accept provocarea. Spune trei argumente de ce eu... Deci spune trei argumente de ce eu mint amuia. <laughs> trebuie să mă Asta e alegerea ta. Tu accepti o provocare sau îi să minți? De deci... sau, ce? Da tu de ce minți? Nu accepti că eu sunt mai bun în Instagram decât tine în ceva? Nu. Chiar, nu hai, hai bună alege, dar... Uh, <laughs> nu, nu, eu nu accept Nic. <laughs> E că asta nu este, nu este corect când, uh, ok, <laughs> hai să spunem așa, de deci să găsesc trei funcții de mai forte da decât vai, ale da, mele. Da, da. Uh, că tu faci life-uri, uh -huh. ești puternic la hate uh -huh. uh, și că uh, poți scoate din context frază care să devină virale. Uh -huh. Ego-ul tău se simte bine? Accept, nu, eu asta stai în TikTok Și am spun în feedback Ce crede Daniela eu? N-aș despre Vadim Cuşner Strategic thinking Femeile asta nu pot Eu am început cu provocări Care provocări? Încă nu am fost nicio provocări Hai, go Întrebarea numărul 2 de la tine Pe cine niciodată nu vei chema la podcast și de ce? Știi, eu pot spun uh, numai ca să zădăr niște oameni că n-am să-i chem, dar în mare parte eu aș accepta cu oricine să discut. Pentru că podcastul, eu își promovez libertatea la exprimare, prin urmare, Așa. asta și spune. Asta spune că fiecare om are dreptul la opinia sa. Și mie ar fi interesant să o ascult. Uh, un, un alt principiu la podcast e că eu uh, vreau să oameni cât mai divers în podcast. Prin urmare, cât mai multe perspective îți prezint de viață, de experiență, de viziuni. Și n-aș spune că n -a... Dar n-ai principii după care tu uh, accepti să ai la masa ta un anumit om? Se desemnează o formulă interesantă în a scoate maxim. Principiul e simplu. Tu, deci, când urmărești cum se dezvoltă un podcastul, tu îl urmărești în rezultate. Așa. Da? Adică ce e -și, și, și supără jumătate de oameni sau nu supăra asta e problema lor. Cifrele arată cât e de bun podcastul în piață. Da. Și tu vezi corelație între invitați, subiecte și cifre. Da? Uh -huh. E ca asta e ideea. Și se formează un fel de formulă. E ca el la mine acum o leac să aranjează formula asta. Dacă este persoană populară, dacă sunt topuri și vorbe și ceva păreri personale Așa. despre alți oameni, Așa, și dacă sunt subiecte sensibile incluse, ce și deranjează tare societatea, așa că, de exemplu, violența în familie unul dintre subiecte, știi? Nu, tu zici tematic, dar este o persoană pe care tu nu vrei mm. să o vezi aici? Nu m-am gândit la asta. Mm. Serios să spun, mm. nu vine absolut nimeni cap. Eu aș fi foarte nice să stau cu orșine, practic. Cunoști vreun om care ar putea să mă deranjeze? Prezența care ar putea să mă deranjeze? Eu tine într atât de bine, ca să zic că eu pisa noastră îl chem niciodată. Dar... Eu am un principiu, adică sunt oameni cu care e foarte greu de comunicat și în real, știi? Uh -huh. Și cu dâns și podcasturi nu prea poți să faci. Oameni care ori are greu își formulează gândurile. Am înțeles. Da? Ori tare, nu știu, da, da. Adică cu mai puțin în Nu zic uh -huh. că ei sunt mai proști sau mai deștept, Înțeles. dar e că sunt aspectul de vorbă. Și cred că cu dânsii poate nu. Ni mai nou, dacă vrei să-ți spun, ieri pe Instagram mi-a scris o fată, zic că nu e venit să din Italia, din diaspora, zic și tac, eu vreau am un subiect pentru tine, curtoi. Bă, -a am, vrei? <laughs> și eu zic, opa, zic, e subiectul, știi? <laughs> Dar încă n-am stat să accept să nu, deci... Uh -huh. da. Am înțeles. Nu, cred că nu sunt oameni okay. care ne aș putea... Dar ca să zădărâm, nu ne-ar fi deloc interesant, de exemplu, cu Oxenescu. <laughs> Asta așa, pentru riluri și pentru atrage atenție, <laughs> știi? <laughs> segur, ai spus, să argumentat, da. Da, That eu e... știu cum să fac podcast pot trebuie. Ok. <laughs> da, acceptat răspunsul, da? A, să presupunem. Da, e cum noi din punctul tău de vedere, tot e o întrebare profesională. Numește top 3 cei mai incompetenți și concieni specialiști din neșata. Incompetenți. Și concieni, da. <laughs> da, scandal. Incompetenți. Uh -huh, uh -huh. din nișa mea, tu uh -huh. știi că așa e de mulți, care eu știu. Eu vreau, tu slăvești în concurență. Eu vreau, um, dar nu, eu iubesc concurență, tu degeaba zici. Da. Ei mă fac mult mai, mult mai puternică și eu pe sama lor înțeleg și cum. Eu înțeleg că tu vrei scandalic, dar eu continui niciodată nu spun despre nimeni. Ok. Asta unul la mână. Bun. Incompetenți... Um, Bălin, asta e greu de spus. Iată, eu știu o fetiță eu nu știu dacă e așa de cunoscută, să zicem. Uh -huh. Hai să mai slab decât mine. Uh -huh. Nu pot spune... Eu, știi cum? Eu nu am dreptul să spun că n-am trecut cursurile lor. Uh -huh. asta ar și cumva, știi? Da. Dar eu pot spune, de exemplu, trei persoane mai slabe, care eu le consider, da? asta ar fi Buzu, uh -huh. asta ar fi Nițelea. Hăbar, Ana -am Nițelea. Știu. Da, eu au făcut un curs și pe aia m-au dispărut și mie sunt neprofesional. Uh, și poate, poate să fie... Poate Ana Marian Tot nu știu. Tot nu știu. Adică nu zic, nu zic doamne mm -hmm. ferește, dar eu le consider mai slabe mm -hmm. din niște puncte de vedere. Dar ele le vrează cam tot așa și le vrează și tot, da? Ele, eu, eu le știam mai bine când eram în SMM. SM. -hmm. Acum, nișa mea de produc producție digitală, practic nu e nimeni. Eu cam sunt da, pe piață, da, știi? Da, da. Și adică nu pot să zic chestii, preces că nu. Ok, ok, bun. Da, Următoare, a, a treia întrebare. A treia. De ce bărbații înșală? Mm -hmm. ah, <laughs> mă prinde, mă prinde. Hai că încet și mă dai așa la, la perete. Se <laughs> <Te> pare generală. <laughs> Deloc nu mm, te de la citania, da? <laughs> Mi-am făcut research și mm -hmm. te gândești. A, doamne, doamne, doamne. Pentru că femeile își bagă chișorul în trânjii. Tu așa consideri? Eu încerc acum să dezvolt un gând. Eu nu știu de unde să o apuc. Tu vezi că ai spus de ce bărbat înșală, dar uh -huh. eu trec asta prin prismul personală. Corect, asta și scop. Mhm. subiect sensibil. Nu vreau să-l dezvolt că îmi să-l niște persoane tot la personal, dar dă da, să încerc să dezvolt ideea. Nu, în dacă sine, hai, da? general. Eu de consider si că, eu că nu, sunt cazuri foarte clare. Asta pentru că el nu mai este în respectul centrul atenției, interesul femeii. Uh -huh. Cred, că, cred că de atât. Bărbatul trebuie să fie centrul interes, intereselor. Ca și femeia la bărbat. Adică asta e normal într-un cuplu. Înțelegi? Adică, nu, da, uite-te, dar da, dacă bărbatul nu e în centru femeie, adică dacă femeia îl devalorizează, să zicem, care interesul vă ce să a devaloriza și a fi în centru intereselor sunt două lucruri diferite. Da, e Știi de când dispare bărbatul din centru ăsta? Când mm. apare copilașul. Uh -huh. Iată, în mare parte, acolo e buba. Uh -huh. Și respectiv înseamnă că bărbatul nu are capacitatea să înțeleagă că, băi, eu jumătate de trebuie să răb sau cumva, da. ca eu sunt mi susțin soția atunci când e, bă, e în șoc și se întâmplă cu dânsa și eu nu scot. Da, eu sunt de acord cu tine, asta eu, ar fi eu nu pot încă fi un răspuns. centru. răspuns. Din neînțelegere, din, neînțelegere. din lipsă de experiență, tot. Da inclusiv din uh, frică. De asta. Deci, atunci când apare uh, copilul, Concurență? este o perioadă între în cuplu când bărbatul îi frică de viitor și de asumarea uh, copilului. Așa. Este, astăzi, din punct de vedere psihologic, este o lovitură de asta, știi, asta tot poate fi un motiv. Uh -huh. Cred că. Am înțeles. Da. La mine cred că e un încurcătură mare din toate. A fost. Eu pot să ne sum. Da, eu poate, inclusiv dacă vorbim strict despre mine, poate real nu am fost pregătit sau speriat. Poate am fost ambiționat de alte scopuri și am văzut susțineri mai mari din altă parte. Asta, așa e un amalgam, și niciodată nu poți spui că există o regulă clară sau un motiv clar. 100%. Satisfăcută? Da. Și asta e numai trei întrebare. Bine. Bun, eu o să uh, continui să provoc uh, bârfe și scandaluri. Numește trei femei populare din Instagram pe care nu le suport sau care îți provoacă disgust. Trei femei care mie nu-mi nu plac. Da, pe care nu le urmărești sau care, o, care nu prea am... ti triggeruiesc, ceva, caroci, ce? nu. Deci, mie asta ar fi Tani Vander. Uh -huh. O să-mi scompeti. Asta ar fi. Um, iar și e nu vin de, nu vin de fire dar ok asta e altceva uh, doi asta pentru mine este Țăprodei. Uh -huh. trei Marina Carnaci. bine toate trei uh, cred că vând mai mult ca tine nu crezi că asta le unește? O, Uite, sincer, îți spun. Eu am ajuns la o etapă. Uh -huh. Când pe mine uh, chestia cu să mă trebherească, veniturile astea, pentru mine asta nu, nu, nu este triggerul meu. Pentru mine este trigger, de exemplu, nu știu, uh, smir prin școli mâine și să fac pentru elevi ceva cu uh -huh. impact social, știi. Uh -huh. Eu am tot ce îmi trebuie la moment pentru o viață bună. Uh -huh. Eu îmi permit să-mi cumpăr orice vreau, pentru copilul meu și chestii. Nu mă trigger. Trigher pe mine la uh -huh. moment chestia asta. Eu înțeleg cum schema cum să fac bani. Uh -huh. Da? Și singur uh -huh. să-i fac fără să mă ajute cineva și cumva. Nu este treaba în asta. Chiar nu este mie, îmi pare că uh, la mine crește copilul. Eu nu vreau el să crească într-o societate uh, în care să fie promovate valorile pe care eu le văd de exemplu la unele persoane, înțelegi? Uh -huh. Ai și mai mult. Eu nu sunt doar despre bani, dacă uh -huh. tu crezi așa. Uh -huh. Adică nu. Nu mă tregeurește faptul că le fac mai mult. Precis. Dar nu consider că e mai ușor să explici copilului că lumea e diferită decât să lupți cu anumite fenomene în societate care nu depind de tine? Înțelegi? Eu dezvolt de acum subiectul ăsta, nu, nu e următoarea da, întrebare. Dar de ce nu depinde de mine? Dacă, dacă așa o să mă gândesc, nică nu depinde de mine, uh -huh. înseamnă că eu pot să-mi bag piciorul în tăt. Și să zic că eu nu mă duc la alegeri, mm -hmm. eu nu mă duc încolo, nici nu depinde de mine. Și dacă fiecare așa o să gândească, noi în 10-20 de ani ne-am dus pe apă sâmbite, știi? Mm -hmm. Așa nu suntem departe. Mm -hmm. Dar eu cred că eu am importanță în societate. Eu cred că vocea mea, și 5 oameni o să schimbi, Vadim, 5, de exemplu, mm -hmm. da? Mm -hmm. El la rândul lui o să vorbească cu sora, cu frate, cu ceva, o, ceva o schimbie. Eu nu știu în ce moment vocea mea o să fie auzită. Eu nu știu când eu o să am un impact. Dar atât timp cât eu am oameni care mă urmăresc, care pot să-i motivez și dacă este în puterile mele eu schimb un om, eu fac tot Eu așa cred. Nu, dar eu cred că și ele așa gândesc. Îți pare că ta vandal nu schimbă oameni? Schimbă și eu vreau să schimb și eu vreau să schimbă din punctul meu de vedere pentru că îmi pare că eu cred că mai mult vreți să schimbi viața ei prin prisma asta decât viața da, lor. Nu vezi că și asta e normal? Fiecare trebuie e să normal, dar eu am dreptul da. să cred așa. Da, de acolo, absolut de acord. Eu nu mai dezvolt gândul că da, mă rog da. Că... da, da. Scopul dezvoltă. la podcastul este pe lângă faptul că noi provocăm și aruncăm vrosuri de este, îi spui oamenii pe Dar gânduri. Dar nu e asta, știi, eu, eu și nu văd provocare, este într-adevăr, ea consideră așa, eu consider altfel, da, este da, ok, eu nu văd alb da, da, da. și negru, știi? Da. Dacă eu mi-a să-mi -mi mâine trei argumente, eu o să zic, ok, eu îmi schimb părerea. Eu mi-asum foarte bine că eu pot să fiu, de exemplu, să nu fiu corect, știi? Super. Și nu îmi fac un nimbru, nu știu ce. Și. și asta în terapie am învățat-o, știi? Și ne o schimbat ne -o viața total a fost momentul în care mie mi s-a spus tu, cea de mâine, nu o să fii ca cea de azi. Respectiv, tu ai evoluat cu și o carte ai citit. Mm -hmm. La un podcast mm -hmm. ai fost. Mm -hmm. Și dacă tu mâine ai altă părere, asta este ok. Tu nu da, ești animal acord. să rămâi și la și la așa asta. Respectiv, eu nu pot să zic și spun eu azi E fix ceea ce o să cred peste o lună. Poate mm -hmm. să-mi schimb părerea și e ok. Și spun că dacă eu o să am trei argumente, și de la orice cine, că eu nu am dreptate, eu o să mă gândesc și eu o să pot să accept cealaltă părere. Poziție, okay. da. Давай. В позиция. Hai. Давай, спрашивай дальше. А патрон треба резко, да? Дин нову. Дома мне а стоит, короче. Че бунури материали, а кушнер на 35 дней? Материалист. Нимика на фараде лаптоп с телефона. Серьез? Да. Машина ноам, апартамент анкерияз. A, am, știi cine, și, astim, am niște pământ uh, În sat Scris de pe bunei Dar asta nu mă interesează Nu casa părintească pe lângă asta este dar, Asta nu-i scopul tău? Sau, sau, sau nu, nu caut o stabilitate? Sau care fișca? Nu, eu am renunțat parțial la ea Pentru că vreau să dezvolt Businessul funcționează Eu dacă să încep am o fugării după 30 de iepuri odată eu, Am mai încercat să. Așa Ok. okay. Și, în general eu nu s adeptul uh, la a cumpara, a lua atâți banii care i-am, de exemplu, sau a îmi pune viața pe con pentru a cumpăra apartament. Eu că mai bine închirii Înseamnă că nu e suficient venitul ca tu să poți face și A B. Da, inclusiv, da, 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 da. Da, eu cred că la mulți nu e suficient venitul. <laughs> da, nu. Cum să faci bani pe Instagram? Um, cred că un venit normal de la care puteți gândești cum să, cumva, să capitalizezi să-ți iei apartament, va dacă îl ții îți trebuie, Corect, atenție, da? așa. Asta e de la 5.000 de euro în sus Corect. să ai, da? Poate chiar 10 să le ai. 10 e, eu, și suficient, în părerea da, că da. okay. Dar tu ți imaginezi cât de puțini oameni din toată populația Moldovei fac de la 5.000 de euro în sus. Asta-s puțin. Eu cred că sunt mai mult. Uh, știi cum? Pentru mine, tu te asociai ca tare cu... Știi, șotul care ha ha hi, -hi uh -huh. dar în spate care stă foarte, foarte bine. Uh -huh. Nu știu de ce. Uh -huh. Și de asta mi-aș chiar mai era interesant. Asta este o închipuire de-a mea sau... Nu, eu sunt foarte bine cu mine, cu psihologii. Deși am, am și eu dubiile mele. Dar uh, și citesam, uh, uh, țin minte, pe la 25 de ani, știu le, le citisem tată Sărac, tată Bogat. Așa colo foarte bine s-a explicat, deși e mașină, consum în bani. Și uh -huh. eu prefer să mă deplasez cu taxiul. E uh -huh. suficient pentru scopurile mele care le am. Iar că abia acum, anul ăsta, eu am început să mă gândesc, zic, vreau mai că trebuie o mașină totuși, de gândit și de luat, pentru că câtă... începe să-mi limitele deplasării cu taxiul. Da? Asta e ideea. Deci dacă le calculezi, știi, ești destul de bineșor la taxi. Da. Depinde și cât de deplasez 4... Patru... 5.000 de lei pe lună, 3, da. da. Este un pic, da. Așa e. Dar eu o să ok cu cheltuielile astea. Adică îți spun, eu, pe mine va și nu mă deranjează ideea că eu nu am apartament. Nu mă deranjează. Asta plus la asta, asta mă face și să reflexibil. Și eu am mai exclus gândurile astea acum cu situație de stres și de instabilitate cu privire de război. Mm -hmm. Mă să iei cam o scumpere apartament și ceva să întâmplă grav, să nu dea domnul cumva, da? Sperăm ca și bine. Și unii duc scopurile astea? Așa că mai bine până și eu, ni-i trebuie mm -hmm. flexibilitate acum. Pentru mine asta este pretextul 100%. Adică mm -hmm. dacă te gândești așa... Deci ce să fac copil dacă el poate să-l calci și mine o mașină? De ce să fac, nu știu ce, dacă poate să fie război, știi? Da, de acord. Tu nici nu poți așa, Logic. tot viața mm-hmm. să gen cu, da cum, da cum, eu, să știu, eu să mm ieți afară și să mă calci o mașină, mă ia, Da. Înseamnă că

Da, bun. da, da, așa, bun. Gheri la dânsă, răscălește. Eu am vrut să spun o întrebare despre materialism, dar ok, să vede, că, să ești, să vede că ești. ești, da. Și <laughs> asta, e, nu e rău. Uh, așa, poate... Nu, <laughs> la Mai ai să -mi dai... La mine să vclicești dracu dracul din mine. Eu că dracul ce... din tine oameni din Instagram pe care trebuie să-i comentez. Nu, nu, dar mai departe, vse, ne mutăm în altă zonă. În rândul să spun întrebarea 4, da? da? Mine sau nu? No? А что ж тем, из Я в... остай... ви, <laughs> <laughs> а стоит, а карта Дивизи то? Анал. Я раз себе, приснился мне. Ну. Ну. <laughs> 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 Диалог наврёв. Диалог Окей, Бон. Давай Это? ты, да, Hi Бон. Давай, давай. Кураж. Eu nu știu dacă tu poți să răspund întrebarea asta, dar la mine erau prima întrebare. Uh -huh. Care este salariul, angajaților, salariul angajaților tăi și cum îi motivezi? Despre salariu nu pot spune că m-am înțeles cu partenerii să nu divulg informația asta. Asta e unica informație care eu nu pot divulga public. Dar motivații e prin... Stop! Tu răspunzi sau e provocarea? Și jumătate de întrebare îmi dai mama mă să eu. Ești, o a da, răspuns, tu, o leaca... Da, tu m-ai băgat pe mine într-o chestie. Da, ce provocare, dar. Provocare, da? Da. Ok. Da. Așa, nu înseamnă... Să că... Eu nu m-am așteptat că la așa întrebarea să accept provocare. Ok. Da, vai, și provocare. Înseamnă că prima provocare uh -huh. este ca noi în direct,

Время мандолу мэнс нелли эпилез. Ай, акума уна. Шпёрм её и ласк Кристина Чара, что ты будешь падал. А, ну, а что с юбрыт? Да, да. Её вообще. Ладно, давай. Ай. Свидим. Вон. Готовься. га Готовь. Я тебя это салтут. не забуду. <laughs> Короче, солту. Горячий, блин. Да. Noi cu tine avem de discutat. <laughs> Poate să revizuim politica noastră de PR. <laughs> Dar, de cum facem? Așa, eu am zis din mâna dacă vrei. Dar microfonul nu să mă încurce. Tu dă-l la o parte. Ce un pic. Ridicul. Așa. Dacă vrei. Așa. Da vai. Hai, uh, pentru filmări poți spui una Și după asta da. eu să mă descurc de amă. Nu ca să nu stăm mult, dar... Sigur, sigur, sigur. Dacă vrei oamenii să vadă reacția mea. De ca să vezi cum sunt femeile uh -huh. și nu mai zici tu de... Grește microfon. De feminism și chestii. Nu, ziceam că vreau să vezi cum simte asta. De fapt am înțeles că ai ales analul de numele. Nu știu să facem fac în partea și el. Să-i mai tare. e Mă, mă, să... Dar nu doare. <laughs> 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 <hle> Eu niciodată asta n-am făcut. Dacă sincer. Sau, am făcut odată. dată ui, ui, ui. Vreau să mă fac mm -hmm. eu tot. Și de mă doare? Nu, dar da, de mă imaginez. Mm -hmm. Mult păr. Și cum asta de regulă? Repede? Foarte repede. Ai stragi tu? Vrei tu? Nu. I Am și mă trebuie un pic să răcească. Trebuie să dăm microfonul la o parte? Uh, ne strădui... Da, ar fi da? Nu... de da? Mă tem să nu... Da, l mai încolo așa. Încolo, încolo. Întoarce-l așa. așa, încolo, da. Da. Mhm, uh -huh. Da, mai. <laughs> <laughs> Da, să arăt. Să vede? Să vede bine? Băi, da, să mă plac cursuri să fac. Să vă dau cursuri de pilariu Ce de frumos. Gata, microfonul Sunt în fiat. față. Dar nu-i tare dureros. Știi, e pricolină. Băi, băi, Și ne-am să mă ușor. Dar stai cam astea special. Asta trebuie depus Pe... într-un tablou. Ziua X, Să o da? punem acolo lângă omul anului. Uhum. Noi prima să ștergem cu chestia asta uh, ceara. Mm. Da, Dar tu să ne le dai și așa da? Da, <laughs> nu te las chiar fără. E că poponeața la bebeluș. Da, e fain. Da? Mm-hmm. Ah, Văd, dar și doare, bă. Hai.

Капа, я, ну, ну, ну. Да тыlass, ты что, какая прикольно? Да я тебе сказал. Я фак тотал спри бинеле тел. Ты не сплашь, Да, мне фиреш. Кто это сказал, прикольно? Сши, малкалут, сши, джинга. Да, устора. Он пик. Устора. Ладно, все, давай. Треши мы на интербер мои департи. Да. Врез, что вас моя дау жила, что со мной? а весь в чент. Не говори, как дупы. Ладно, давай. Hai. Noi trebuie să o luăm mai... mai Unde vesel. mai? Gata, noi o luăm mai personal, adică blind. Mai personal, tu ok. Știi și reputația mea, Nu? <laughs> uh, ce gust are sperma? Și dacă recomand ananas pentru a schimba gustul ei? Doamne ferește! <laughs> 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 nu pot să recomand, așa prima oară aud în genere. Da? De... Nu no, sunt am amatori. <laughs> Altine. de tine? <laughs> <No>. <laughs> -a tu știi, dar... Am, făcut trei făcut Da, domnilor, personal, da? Da, cu practică. <laughs> uh, nu, sincer, eu e prima oară aud chestia asta, dar ce gustare sarat, sărat, dacă pot spun. E sărat sau tot? E sărat Bun, văd că tu nu vrei să acces provocări, dar mai continuă. Uh. <laughs> A, tu te-ai gândit că la provocare, da? N am întâi, dar las că vedem. Nu, că n-am 18 ani, am 28, uh -huh, slavă domnului, uh -huh, știi? Uh -huh. Important e că știi cum e la gust. <laughs> <laughs> tak, Vadim. Uh, găsește intrusul după un anumit criteriu. Țăpordei, Bordea, Talmazan, Andriuț. Asta e bună. Asta e bună. Uh, după orice criteriu vreau? După cum tu-i vezi și Nicolai în curcă. Mm. De ce? Eta mai vă Eu oricum sunt limitat în informații, dar eu cred că din ei trei... Patru. Patru, da. andreiuț, um, a avut o strategie mai aterizată de promovare. Așa. Are carte publicată, expertiză, peste 300 de case da, în departament de vânzări și restul, eu se ocup cu asta de tare mult uh -huh. timp. Da, și de atâta. Tu e că e mai bună decât rest. Are, cred că, mai mult pruș mai e. E cumva întotdeauna, eu cred că ceilalți trei, întotdeauna au sărit mai mult în promisiuni decât Andreuță. Așa. Așa că consider eu. Deși Dumitru Talmazan, tot, tot, atâta vremea a fost pe și zona de expertiză în vânzare de cursuri, știi? Dar asta adică nu eu rău. e eu, eu mă țin că e care au rămas de 100 de ani în așași domeniu, știi? da. <laughs> da. Dar... dar da. În da. schimb, tu al asociezi, da? Azi eu fac cursuri da. de Instagram și mâini de psihologie, știi? Da. Pentru mine asta e mai grav. Nu, uite, eu am spus Andrei, dar eu consider că e, e, oricum să văd de Cred că e un club de, de colegi care au lucrat împreună, care... În e bun. Vezi că dacă e perspectiva intrus de angry business, apă, intrusul tu e... Și da. nu vrei tu, știi? Da, 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 adică... da, da. Și tot când ești... față de toți. Da. Mă cunosc personal cu toți persoane. Nu, mi-e interesant de ce. Tu te-ai argumentat, fain. Ai așa de încărcătoră, mm -hmm, cum s-ar mm -hmm. spune. M-am gândit și eu să spun o întrebare de genul ăsta. Știu că te triggeruiești, tema da, asta. Dar poate mai triggerui de două ori cu oamenii mm -hmm. din online. A e rândul meu, da? Da. Cum miroasă lingerie ta murdară? Sau ce și cu ce se asociază miros? Și nu chiar nu despre chiloți și... Da, despre ce vrei eu să spui? Eu sunt pațan. Și în fața mea este o fimi. Că nu că eu îți bat în intimitate și sex. eu știu că tu vrei că eu să prov provocare și asta. nu, e pur și simplu, eu sunt curioasă. Маша, не кипай. А может, не требует. Твоя мобильная так, на пластике Кристина просто. Что, Мэрс? Да спонни, дям. Асколты, подкасты и стадиям шаша с вченью фост. Той стай. Ну, хай, ее провокари. Тай стай, сейчас мы подставляешь в этот интернету. Тут тенди то один контекст? А? Тенди то один контекст? Ну, к мэтьям то стоит, сейчас ты про чей, ты еще сам мэтьям, я уж ты. Да пью же с факом фаворита. Да Oamenii îți vină să uite și s-a întâmplat aici. De la mine acasă să-mi caute da? Gândește bine, tu... Nu, câte întrebări ne mai avem? Stai să mă gândesc Asta Asta e a -a, cred că, da? E a cincea? Nu, e a șasea. Bun, și eu, am, am da. puțin uh, hai, dăm provocare. Să-ți dau provocare? Asta pe mine mă pune pe gândul că tot, totuși s i mirosit lingerie murdară, da? Tu vrei să să spun și să mă provoci? eu am o provocare fix în stilul întrebării. <gântu -i> <gântu -i> a, -i, -i. <gântu> -i> Știind că tu începi să te dezbraca pe stories, eu vreau să te dezbraci în podcast, vreau să scoți topul. Topul? Nu e ca da, negră, chestiuța asta neagră, cum se numește, că eu nu sunt mare amator. Nu, tricou. <gântu -i> logica e simplă. Dacă tu te dezbraci pe stories, deși să nu te dezbraci și aici, aș pus la asta că... La tine mai mult pe și nu prea cred că pe stories da pe provocarea? Accepti Măi, noi să luăm în cap cu tot asta. Și câte minute? Până la următoarea provocare. Până la următoarea provocare? <laughs> să întrebare? Provocare. <coughs> ok, hai. Da? Da, dar rămân în asta. Dacă vrei, da. Nu cel puțin după album, ca să te dezbraci, trebuie să te dezbraci pe asta. Okay. Așa, dar da, okay. alege cum vrei, da, <coughs> Eu sper că mama nu o nu eu, dată. Eu știu că pațania asta, dar și-a și spui Cristina acasă. Nu eu o să mă îmbrac. Și în halat. Gata? E suficient? Mm -hmm. E suficient. Aici să-i trebuie, trebuie ochilar de tu, Știi? Like a boss. E cam ca așa podcast n-am făcut. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din 10 oameni care privesc podcastul ăsta nu se abonează. abonați. Nu e în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai click și hai să fii alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Doamne ferește, și mă apuc emoțiile. Tu vă puși poate data viitoare așa și să vii? Da. Eu n-o mai vin data viitoare. Îți stă bine. Eu cred că sunt. Hai încă câte trei întrebări. Vadim, hai ceva mai liniștit. Cum împărățiți cheltuieli în coplu? <laughs> ne în jumate. Jumate la jumate. Da, dar uneori să că Cristina uh, cheltuie mai mult. Da. Eu recompensat prin alte chestii. Inclusiv prin Dyson, de exemplu. Care le-ai făcut din e banii noștri? Dacă sincer, nu, din banii voștri au fost 170 e. de euro adunat. Dar acolo. cât e Dyson? E, 700, uh, uh, și ceva de lei. 900 de euro. Ostea. 800. undeva, mă atingă deci tu nu acoperi toate cheltuielile în familie? Nu, noi trăim separat. Care A, vă nu trăiți împreună? Nu, e trăiesc cu frații, eu separat. Aha, da. că deci, Așa că, că acolo că noi am trăit în București împreună. Uh -huh. Da, și după asta m, s a primit că trebuie să aibă grijă de fratele și s a mutat aici. Are grijă, eu nu am vrut să mă bag acolo deloc, eu separat stau până și. Așa, am înțeles. O să da. ca europenii, jumate la jumate da. sau... Da, 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 da. Uh -huh. Ok, Deși Cristina vrea Cristina e ca și tare. Poate voi nu faci față, pur și simplu. Cine nu noi suntem? nu față. Bărbații care zic că noi suntem materialisti. Cum să nu fac față? E așa, dacă tu ai avea suficient finanță sunt întreții, ți, ți ar fi ca... Bă... Da, ce înseamnă? Vorba... ce înseamnă? e materialist? Eu cred că în Moldova, când e vorba de 30 de ani, asta e întrebare bună de provocare. Hai să vedem 40, 45, 50. Bărbații au un avantaj foarte mare față de femei. Bărbații strategici. Zici tu? Da. Spui de tine strategic? E inclusiv, dar cum? În eu știu și fac. Plin, eu își dezvolt business. Se pare că Ai eu nu N-am un... are... și pentru viitorul meu? Și are, și una, am alta. Ce are, are, una, una, una are um, business-ul și uh -huh. care tu îl ca un proiect. Uh -huh. Știu, e Și ca un proiect. Inter Interesantă întrebare. Dar de ce nu, de exemplu? De ce nu? De ce oamenii nu trebuie tratați ca un proiect? Nici interesant. Eu niciodată, din perspectiva asta, nu m-am gândit la relații ca atare. Și asta e foarte bună întrebare pentru a înțelege relațiile. Nu, pentru mine e, uh, hai să spunem așa, eu sincer cred că bărbatul trebuie să întrețină familia. Uh -huh. Și pentru mine atunci când gen e, vre e, e vrea prea mult, uh -huh. e nu știu ce, deci e este știi, uh -huh. uh, mi-mi pare că asta pur și simplu fac bărbații care nu au suficient bani. Uh -huh. Sincer, îți spun. Doi la mână. Sigur, sigur, dar cum? Eu sunt absolut de acord. Cu asta. Doi la mână, știi, eu odată, eu nu știu cu cine vorbeam și ei spuneau gen că ești uh -huh. acasă, da, să faci ceva, acolo, uh -huh. dar eu uh -huh. iată, fac bani și nu știu uh -huh. ce. Uh -huh. Și cineva a spus că tu știi cât costă gen o da-dacă o bucătăreasă, nu știu mai și care faci soție. Și tu le pui acolo, tu nu ai așa sumă de bani. Soția mereu trebuie să fie gata să fac chestiile astea, știi? Eu nu vorbesc acum de voi, cum sunteți cu soți și soție, dar în fine. Arde, arde. Da, și cumva mi se pare că atât nu este valorificată femeia, soția, la justa valoare, grav. Pur și simplu grav. și ea nu poate să fie un proiect. Ce înseamnă justa valoare? La justă valoare? Mm -hmm. Și înseamnă femeie valorificată în la justă valoare? A, dacă să iei tot ce face ea mm -hmm. și să-i pui un preț, mm -hmm. bărbatul nu face față la așa sumă de bani. Dar lui pare că două florișele, asta este maxim. Ți, ți pare că asta nu funcționează în formulă inversă? În ce formulă inversă? bărbatul nu Dacă faci asta parte, și cu bărbață, poate multe femei nu merită corect, care au înțeleg? Absolut, dacă el face tot și el nu faci nimic, e absolut. Adică, hai, nu cu femeile, dar cel care face uh -huh. chestia asta și el doar aduce bani în casă, eu aduc pâine și restul nimic, da? Da, da, da. da. Uh, sau invers, corect. Da. Acela care face lucrul ăsta casnic, el, el într-adevăr nu e valorificat. Cel puțin mie îmi pare, știi? Da. Pentru că eu când suntem acasă cu copilul, eu singur mă simțeam inutilă. Deși mm -hmm. tu faci mâncare și ieși, și dar tu dacă nu aduci bani în casă, tu parcă nu te simți ok. Tu te simți că tu real ești un zero. Și de asta eu la șase luni mi de la lucru, știi? Adică mm -hmm. foarte, foarte repede. Din cauza că eu atât de mult, eu nu... Și hai să așa, atunci când sunt parte și bunuri și chestii, dacă nu ești în coplu, ținești nici când asta rămână. Deși tu 3-4 ani din, nu știu, cât ești în concediu de maternitate, tu îi piezi și nu mai ești atât de de bune pentru angajat, pentru că experiență. Adică mulți pierzi, foarte da. mulți pierzi. Asta e chestia și de trist. alegere personală, cred că. Da, uneori ești pus în fața alegerii, dacă el nu are bani de dădacă. Și faci tu. Știi și eu mult am cugetat la ideea asta, revenind că nu e ideea că tratez ca proiect sau nu, e că asta, tu, asta e de gândit mai scurt pe mai târziu da. și poate chiar să da. revin cu întrebări și perspectiv de este în următoarele podcasturi, why nu Dacă îți vrei unul despre relații, să-mi spui. Mhm. Uh -huh. Dar eu tot mai des ajung la o concluzie. Fericirea unui cuplu este la nivel de înțelegere individuală și la nivel de cuplu. Da? Nu așa. poți să faci ei o formulă și să o aplici peste mii de cupluri. Spate de generalizat un pic, dar iarăși. De aici vine așa o chestie. Modul în care să înțelege un bărbat și o femeie ca să dezvolte o familie și dacă asta îi faci pe dâns și fericiți, superb gata. Oricum și-ar explica ei asta lor, eu am, pot să am păreri la asta, eu pot să stric despre asta, dar asta e strict chestia lor. Inclusiv așa că la, de exemplu, familia Cârnaț, înțelegi? Ei și-au găsit o formulă, și-au -o găsit o înțelegere, nu și trăiesc oamenii, foarte bine. Ei, ei, deamă mai bine decât majoritatea, uh, jumătate, cele 51% sau 50% dacă din cupluri adivărat. care divorțează, înțelegi? Asta e o da. dacă mai rău. Da. Dacă și este, eu da. Nu, blin, unul la mână. Dacă este adevărat ce și vedem noi din online, da. E valid ce ești spui tu, știi? Da, Pentru da. că ești să ce ești se vede și ce ești realitate, desă asta, not the same. Și al doilea moment, știi cea mai mare greșeală pe care și eu, de exemplu, am făcut-o și, tăi? noi nu ne înțelegem la început. Noi la început uh, divinim ca plastilina, și noi ne adaptăm sub partener ca noi să la momentul acela comod și gen noi lui să-i placem și el face același chestie. De exemplu, știi? pentru că inițial, de exemplu, mie nu-mi să că soțul meu fumează. Și el nu, că nu, că nu. El nu a avut curaj să-mi spun că eu fumez și gata. Eu avem stac. Dar el mă promisiune, ia să lăs, eu na, na, știi? Și iată, e, un simplu exemplu ca pe mine m-a marcat toată viața. Gen, noi la început, real, nu ne înțelegem. Noi, asta vedem pe urmă, a vedem pe urmă. Până tu ajungi într-un bloc, unde tu nu mai vezi, pentru că tu înțelegi că eu nu-ți cunosc, practic. Da. da. Sau, după, după 10 ani, tu și ții, nu ți nu-ți place rucola, dar ții, nu ți nu-ți place, nu știu, să în public, știi? Deci, da. Niște chestii elementare, dar care noi atât de tare ne temem să le spunem la început, că zdruc n să-i placă de mine, știi? Și, și asta ce la divorț. Mie îmi pare. Nu, eu cred că la divorț duci și incapacitatea unei dintre părți de a asculta. Sau de a comunica. Nu da, asta e. Nu deci, până la urmă, comunicare. și că revenind înapoi la chestia cu proiectul sau nu, asta e formula în care noi acum existăm cu Cristina. Da, asta sunteți asta. de acord? Da, da, da. Evident că asta e bazat pe promisiuni, pe compromisuri, pe... Asta e ca în fiecare cuplu. E normal. Da? Să vedem și asta și peste un an, de exemplu. Da? E interesant. Foarte.

Acum e rândul meu să pun Da. Da? așa, descrie pe paș preludiul tău preferat. Măi, tu numai despre sex mă întrebi. Nu, da? Și interesant. Eu am luat o poziție, mai înțeleg, strategic, Daniela. Pe o poziție și tai până la urmă. Dar ce audiență grămădim noi la sex? Tată. Eu, <laughs> Eu cam marketer Vorbeiaște pot să pe spun. pentru tine. Asta, bineînțeles, în marketing e o tehnică interzisă de comunicare, dar, mă rog, eu sunt de acord, e ca gata să calc pe știi? E că vezi totuși, totuși ești gata să Nu, am și am și dar... Unde să retrageți întrebarea Arată-mi în valoarea. Apsi. Preludiul meu pe pașta. Nu da, vreau... să știu să prostălăjii, doamne, ferești.

Okay. Și vrei provocare? Hai să, Nu mai vreau nicio provocare. Nu e vrei. suficient. Să mă întrebăși de pantaloni, de-am zăuși. Am ușa să zic că mai am două întrebări. <laughs> Oricum, să, nu, întrebările mele sunt mai adecvate. Sincer, eu, eu, să știu că mă mai despre sex, să punem lista întreagă. Uh, hai să zicem așa. Las că tu bați în lucruri mai importante din punctul meu de vedere. Uh, nu, hai să spunem despre prelodiu. Uh, Ce-mi place mie? încă. Dar se mereu în diferit. Eu și ce creu strategia aici. Cum să duci pe la orgasm și nici pași și... Real, foarte bun. Doamne, te rog să stai asta. <laughs> Ai, mama, tata, eu nu știu, sper că nu aveți internet vreo lună. Uh, ok, hai să zicem așa. Uh, mie Mi mie îmi place foarte mult, nu uh, evident că săruturi. roturi. Uh -huh. Săruturi, foarte mult îmi place după ureche, la gât. Um, și mai departe eu nu vreau să spun. <laughs> <laughs> mai departe nu vreau să spun. Nu, no, eu refuz. Da? Eu refuz. E <laughs> categoric. <laughs> deci, hai că tu ai o provocare, tipa, da? Da. O faci pe a doua? Da. Așa, eu, eu aproape ne ating strategia mea cu provocările. Uh, o secundă. Тоже очень мурдар. Да. мурдар. Я говорю, я когда не с врагин. Я ты с этими макияз. Моди что Да. Давай, мне нравится этот полкаст. Да, айч. Я увязка. Не дозврал. А поминчалар май грав. Май Нормально. Asta pentru mine e mai lejer de decât prima. Dacă sincer. Da? Eu nici n-am nici cu Dar tu și așa e venit? Sau tu ai venit cum? Asta e machiaj la tine sau nu? Asta e un pic de fond de tine, așa. Aha, A tu, se... tu n-ai vrut așa. <laughs> Eu n o să-mi scot numai remelul ca să mă fac neagră. Sper că nu tare, superi. Nu, Când aici nu știu, nu știu, nu știu. aș vrea să văd adevărata ta față, că pe stiu cu poți și curtea. Jenny, nu schimbă nimic, dar... <laughs> da, drug, remelul ăsta gen... și este... Ei. Și ești trebuie văzut da, nu... lipsa de remel. Nu știu. Nu, tot faci fond de tenă. mai Vede bine da? Like, gata? E suficient? Da, cred și că da. Vrei. E pricol, da. E E Eu mare diferență nu văd. De mantea, Sau ori. rău văd n-am ochelari, pur și simplu. Mai mm. vadim. O să ne certăm. Ai avut vreodată, sau ai vrea să ai, sex în trei? <laughs> uh, blin. Uh... Am avut o oportunitate când eram în USA, dar eram prea tânăr și prost și am refuzat. Prost, <laughs> am înțeles. Da, 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 da. Cred că... Fie, eu nu Da, cred că Fie ne fi interesant. Blin, nu știu. E ca tu adauzi așa, tipa... Dar stai cu Știi, asta e foarte... Mm. Asta schimbă situația. Asta trebuie și o experiență interesantă, dar poate și dezgustătoare. Dar mintea mea e așa făcută. Până nu știi exact, nu testez, nu. Așa că, adică, blin, Trebuie să și... testez te ipoteza. Da. Asta am eu oportunitatea asta în viață sau nu, habar n-am, caroci. Dar cred că aș încerca. Și poate cred că aș încerca și într-un format și în altul. Adică și cu femeie și cu bărbat. Cu uh -huh. Aha. Super. Adică stai o <laughs> <laughs> nu Ce cu <După>. Cum adică? Tu ai zis așa, așa, uh, nu, barbați, trei bărbați, trei femei. Nu, nu așa, doamne, nu. Nu, <laughs> nu așa nu vreau. Mulțumesc. <laughs> nu ți propun nică, serios. Adică formatul unde s două femei și eu și formatul unde sunt doi bărbați și o femeie. Aha. Animaș, nu, nu, nu. <laughs> <laughs> trei bărbați nu mă interesează până și... <laughs> nu, you never know cum eu și cum sunt întoarce viața, înțelegi? Foarte corect, da. Doamne, ferește, niciodată arată. nu zic niciodată, eu noi prea să publicăm asta? <laughs> eu sunt grăbându <grame> <laughs> mm. Eu tare despre că întrebările tale să adică mai departe. Am două mai dure. Încă mai dure? Mm -hmm. Tot despre sex? Mm -hmm. <laughs> da, sunt și smișnâie. Eu nu mai am ce să fac asta. <laughs> eu nu mai am provocări. Doamne, dă și tu ceva pământește. Hai Haide să-ți dau mai pământesc. Dar. Hai. Mm. Uh, care este cea mai mare... Nu, 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 nu. Care este cea mai rușinoasă amintire din copilărie pe care nu ai spus-o la nimeni și încă o păstrezi? Nu, asta e pretitor. Chiar nu știu. Nu am. V eu pot să spun întrebarea? A nu, 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 <laughs> nu, 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 nu. Și, și pentru mine atunci era rușinos, de exemplu, da? Și, și, nu am spus la nimeni din copilărie. Uh, nu știu. Nu, că furam bani de la bunelul și nu, nimeni nu știa și l-am înghețat. Asta este unica ce mi vine în minte. Uh, sau uh, nu, nu, nu ceva de gen. Eu, eu puteam să, să iau ceva. De obicei bani de la bunelul. Am okay. cumpărat mea pensia și mă duceam și cumpăram ceva. Așa ai e cu banii de copilărie, da?

Nu, dar tu trebuie să faci provocare și se întâmplă aici. Eu pot să pastupesc ca un bărbat care respectă femeile? Dacă eu am făcut două, să faci tu două? Nu, da, dar da, să auzăm întrebarea. Dar ele nu, la tip, ele nu se deste și Dacă ai întoarce timpul înapoi, pe cine dintre invitații de la podcast nu ai fi chemat? Sau cu cine nu ai fi făcut podcast? Nu, de asta nu sunt întrebări de provocare. Nu. Tu vrei, eu, eu de sex n-am. Eu deși m-am gândit că o să mă întreb numai despre asta, desigur. Eu m-am gândit să fac cât mai interesant podcastul. Pe Nu, eu. Eu vă credeam că n-am făcut lista, zic, plinie. Nu e suficient de tăioasă. Zic, Sh ten... Daniela, practic, scop, pregăti ceva mai tăios. Nu, eu, eu blin, eu deloc nu mă gândeam la... Serios? La, la, temele tale super intime. Nu îmi părădeam, nu știi, mi îmi părădeam foarte scuțin, nu de ce. Da? Da. Adică nu, e pentru mine nu sunt temele care m-ar interesa, știi? Eu când mă uit la, chiar la podcastul mm -hmm. tine la ceva și mă uit despre asta, eu cumva, știi, mm -hmm. nu știu, temele așa, pentru copii, știi? Dar dacă publicul tot zice că asta șere share... Nu știu dacă șere, hai să vedem. Reșind la lista de podcast, eu nu, n eu să ok cu Absolut cu -ți. Eu -ți spun că eu accept și tău, nu, nu-mi place cuvântul Adică nu e <fie> interesant cu mulți să uh, discut și, uh, <fie> și gata. <Plictistor. fie> foarte plictisitor, <fie> <fie> Am și foarte plictisitor. Vrei să accept provocarea ta? Nu, desigur sigur că vreau, dar trebuie să mă gândesc la o întrebare bună. Da dar pe rândul meu. Da, pe eu știu, dar nu mi-ai dat nici o întrebare de am. Hai, hai schimbăm regulile jocului. Dar noi este mai scuți ne să tăiem? Azi vedem. Deși, nu știu. Uh, hai dă să spun o întrebare. Hai. Și dacă răspunzi, apoi eu accept provocarea. <laughs> Ok, hai, nu-și pasi mai grav de ce-a fost de -a... <laughs> Sau e de spritin, uh, eu mult îți spun, nu știu. Pe mine, că roce, să mă doboare în comentarii, precis. Mm. Alegi una din două. Așa. Cu cine ai accepta One Night Stand? Cu Igor Dodon sau cu Ivan Ceban? Eu mă întorc atât de nearătoși. <laughs>

Eu, în funcție de răspuns, tău mai am o întrebare. Dar eu n-am acceptat mai mult, stai. Nu e important că audiența ta știe și ales. Pe drumurile moldovi. Da, și vrei să faci niște tatuaje lungă casă ta. La bunica vreau racot să-i pun, știi. Nu trebuie niște legători. Să Și de ghinic eu n-am casă. Vedem, eu am răspuns. Da, hai să acceptăm. Care era a doua ta provocare? Asta, fii atent. Da? Asta sunt e, foarte atent. Asta e un plus de meu. Vezi, eu sunt într-un voi, pentru că ești femeie. <grijină> 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 și eu bărbat normal. Da, nu. tu ai atacat femeia să o alegi fără alegere și să-i spui că tu o să hai, Da, da, da. Și vrei să spui că eu sunt toxic? Da și nu? pe ea, pur și simplu, de, e, e mai strategic, știi? <grijină> nu ca tine, Defiremekas, barbatas. Kia, aš seksistas, jau žinai, šnekuola, oksanesku. Bet esi seksuologas, jėla, 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 Numai tunsoarea sau și berberit? Eu zic tunsoarea. Mhm uh -huh. Dar ce te deranjează pe tine la părul meu? Nu înțeleg. El e cam răruț. <laughs> 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 <S -un> chef, <laughs> și zici că nu e, nu e, e cu și Eu... Aia, tipa. <laughs> uh, eu cred că stai foarte bine. Tu vrei, tu ți-ai construit a doua provocare pe faptul că vrei să mă frezez chel? Da, vreau să ai mâinile pe capul Alina vreau să zic Chiar. Și uh, să-ți facem, să-ți schimbăm image total. După emisiune mm. emisiunea asta. O să fie bine. Dar mă apuc, dar niciodată nu m-am decis asta să fac, caroci. Uh -huh. Adică, îmi pare ciudat, vă și trebuie asta sau nu trebuie. Ei, ca nu prea ai Eu am răspuns, știu, <laughs> eu nu știu ce te gândești. Eu o în în întrebare, tari, Eu nu mai vreau, stângeți. Că <laughs> stângez, te la comedia. Stai. Ia uitați-vă unde mă duce e. ea. Ia ca aici. Am uși vă arăt ce o să se întâmple. Eu nu pot spune nimic. <laughs> Deci, dacă vă interesează ce se întâmplă, iar acolo e Aleșa Daniela. Suntem la Barbershop. Trebuie să vă uitați la podcast până la urmă ca să înțelegeți de ce asta se întâmplă, da? Unde e? Unde mai vrei? Mm. Eu, Eu cred am. că au fost destul de suficient. Da? Da. <laughs> da. sexual, sexuală știu de tăie și deci mai trebuie și mai vrei. <laughs> Instrucțiune nu a fost pi paș spus. Nu scuzați, vă rog. Nu stau de machată aici. Hai să terminăm doar cu un um top vrei? Hai. Não é interessante, tata, eu sobre muito sexo e interesant, dacă tot am vorbit despre mult sex și mult veță. Am vorbit, vezi, eu vorbesc la plural. Nu interesant top bărbaților sexy care tu să-l poți să alege. Eu să-ți dau doi nume, tu să alegi unul. Și așa sunt listă, 21. Mai internațional? E internațional. De-a no da, dar cum? Uf, de așa puțin știu. Ei, hai. Am ușa vedem și ne din trânșa să scrieți după podcast. <laughs> <laughs> <Eu> Vezi <scuva>. că <laughs> <laughs> Așa. Ionel Strati sau Dan Balan? Dan Balan. Dan Balan sau Anatol Melnic? Дан Балан. Дан Балан или Вадим Кушнир? Я тогда там залез, что не нужно вставать в эту листу. Мэй, так Синчер, Кати Пажа. Хай, Кушнира лечим. Кати Пажа. Синчер. Я человек преслал лобанок. Я вообще не думаю, что я смогу лечить. Моя в компарации с Дан Балан, да, я решу. Кушнир или Дорин Галган? Кушнир. Кушнир или Джохи Джохи Дэвис. Джохи Дэвис. Я не знаю, что такое персонаж. Кушнир или Эмилиан Крецо? Ты с качак столик-птинь. Я не специал. Стратегический, стратегический, с птинь Ну, между прочим, Дентрен дам баланс Вадим Кушнир, а я лезу пикушнир. Стой, леди, реаплодируй. Понял, что ты паш. Окей, хай, кушнир. Вадим Кушнир или Павел страдаем? Nu, no, el e sexy. Hai, Pavel. Pavel Stratan sau Radu Albot? Nu, no, Pavel. Pavel Stratan sau Pașa Parfeni? Parfeni. Pașa Parfeni sau Andrian Ursu? Parfeni. Pașa Parfeni sau Marco Ballerini? Marco. Marco, Marco Ballerini sau Alexandru Bordea? Marco. Eu că asta este trigger Marco Ballerini sau Alex Kalanjă? Kalanjă. Алекс Каланча или Денис Робиш. Ну, знаю. Домотанс? А, штим. Ой, эвидент, да. Да? Да, мотанс, Денис Рабиш сау Габи Нибуно? Денис. Денис Рабиш сау Сатоши? Mm. Ну, кратко Денис. Денис Рабиш сау Нику Денис. Денис Рабиш сау Каталин Лунгу? Denis. Nu îmi place Denis, serios. Denis Robiș sau Cătălin Josan? Nu, Denis. Denis Robiș sau Roman Burlaca? Denis. Superb. Frumos, frumos. Eu n-am făcut-o intenționat cu numele meu. Eu din curiozitate am inclus și caroce. <laughs> A S-a prânit crută. <laughs> Cum să-ți întărești ego-ul? într-un într top. Lângă Emilian Creț. A, ne auzim în scandaluri pe stories, da, Daniela? Da. s am făcut suficienti precedente să... Da. Eu cred că nu o să fie scandaluri, dar o să fie opinii diferite. Da. Și subiecte diferite. Te... <laughs> uh, Psihoterapeutul Danieli, pregătește. <laughs> Chemați încă <-mi> unul. <laughs> Spune-mi două, două, două și, două și din spize. A fost, deci experiența la podcast este ăsta a fost precoalne. Am avut emoții am introdus provocări. Mă mâna. Tu continui să, să nu mai duci așa acasă chiar. Și... Mulțumesc! Da, o plăcere! Ti mai aștept să vorbim despre relații, da? Sau bani. mi Nini interesant, interesant subiectul relații și bani. Într-un format de trei, poate. Pentru bon? mine, da, relații e cam vulnerabil subiect. Uh -huh. Așa că... El pentru tăi e vulnerabil. Da. De atât ai și așa de consumat. Absolut. Înțelegi? Am și un... Um, un cadou de la sponsorii noștri. Niște vodcă? Nu-i vodcă, e energizant. Super, uh, mai e stors. Robust, da. Mersi. Uh, Spatru patru gusturi. Va așa, în cutiuță. Cadou așa, da. Super, Poate merci. să iei idei de cum să împachetezi produsele tale mai bine, mă rog. De exemplu, îmi place cum e pachetat asta. Amele sunt împachetate ideal.